Te place și mama mea, de acum lumea toată va fi a ta. O să te învăț cum putem zbura departe de toată lumea. Nu mai pierd nicio secundă, nu. Vreau să aud că mă iubești și tu. Lumea va fi doar a ta, dacă vrei să fii mireasa mea. Doar tu, tu, tu mă faci să zâmbesc. Tu, tu, tu mă ies când greșesc. Tu, tu, tu. Doar la mireasa pentru. Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Începem o nouă săptămână plină de surprize, sperăm, plăcute. Nu de alta, dar vrem să marcăm și noi începutul unui an. Pentru dumneavoastră, cei care aveți copii la școală și la grădiniță și la clasa 0, vreau să vă doresc succes în noul an și lor să le fie bine, să vină acasă numai cu B, nu numai cu B, cu FB mai bine, să vină numai cu FB acasă și numai cu inimioare și bulinuțe în piept și numai cu tot felul de diplome și coronițe la sfârșit de an școlar. Iar alor mei concurenți le doresc să vină numai cu FB-uri și excelent în materie matrimonială și sentimentală și de inimă legată, pentru că, uite, dacă n-a fost să fie în cele două săptămâni să se cunoască chiar toată lumea cu toată lumea. Domnule, haide săptămâna asta să încercăm să legăm niște lucruri care să le aducă un an ce să coincidă cu cel școlar, plin de bucurii și de sănătate. Numai că, surpriză, școlarul se termină prin iunie. Noi o mai ducem așa până prin toamna anului viitor. Că stăm și în vacanța de vară. Nu-i frumos așa? Ce să faceți singuri în fața blocului în vacanța de vară? Mai bine stăm cu toții. Vreau să zic bună ziua concurenților. Bună ziua! Am să zic elevilor, dar auzi, spuneți-mi drept, vreunul dintre voi trebuia să fie la școală azi și a fugit de la școală sensoare? Acum. Andrei, zi drept, în ce clasă trebuia să fii dacă erai la școală azi? Clasa întâi. Într-a întâia? Da. Măi, la cum te-am văzut eu ca de curs vizita cu fetele, cred că nici în clasa 0 nu te primeau. Bă, este? Hai, poți să mă contrazici? Deci nu încă mai aveai nevoie de clasă pregătitoară de la Grady? Wow, da, așa aveau am dus-o? Eu sunt student pentru totdeauna. Ce zici, Gabriel? Eu sunt student pentru totdeauna. Iar tu, stai puțin, că trebuie să am o discuție și cu tine. Fo. Bună ziua, mamelor, ce faceți? Bună ziua! Uitați la școlării dumneavoastră. Ei se laudă că au terminat școala, deci n-ar trebui să fie astăzi la careu cu niște gladiole așa mari în fața doamnei învățătoare. Dar, ia uzi, unii sunt veșnici studenți. Gabriel, ai zis un adevăr acum, dureros pentru mama ta. Ți-a zis că am avut o discuție? Nu ți-a zis? Nu i-a zis doamna Elena? Mai știu ea? Da, câteva am făcut. Noi am făcut planuri pentru microfonul tău. Doamna Elena, n-aveți microfon. Noi, Gabriel, am făcut planuri pentru viitorul tău. Doamna Elena mi-a zis că tu ești încă student în anul 12-3? În 3, dar... În 3, da. Îl dăm cu indulgență. Da. Așa și trebuie să mai vedem ce mai facem la capitolul muncă, pentru că tu nu poți să stai la program. Acolo nu facem nimic. Ce? Nu facem nimic? La muncă, nu. Și din ce trăim? Student. Tu student, adică da, da, da. Veșnic student pe banii părinților. Păi și ea când va veni și ea? Ne descurcăm noi. Voi doi. Da. Și când vor mai veni și ei, ăia micii? Cei mici se descurcă singuri. Bine, ce faceți altfel? Bine, sănătoși? Hai să începem și noi anul atunci, odată cu cei care astăzi intră și la grădini, și la clasa 0, și la clasa 1, și la 5, și la 8, și la 12. Și să dea Dumnezeu să fim cu toții excelenți în... la orice materie. Noi acum ne ocupăm de cele ale sufletului, însă fiți atenți, eu mă gândeam că ne ocupăm de cele ale sufletului, băieții se ocupă de altele. O să vedeți asta în primul material. Până una alta știți câte s-au întâmplat la gală, o să-i întreb dacă s-a rezolvat ceva din lucrurile nelămurite, dar fiți atenți ce ar trebui să facă niște băieți maturi, care au terminat școala, care știu ce vor, care au venit să se căsătorească, da, care sunt gata în mai puțin de un an să plece acasă cu iubită, să o ducă nevastă la mama și la tata și care vor să pună piciorul în prag, să țină, domnule, o familie, să aibă grijă și responsabilitatea unor copii, să fie tați cu drepturi depline și cu normă întreagă. Vreți să vedeți cât de pregătiți sunt? Păi voi ce faceți? Eu pledez pentru voi și voi...
Da. Voi vă dați în cap. Eu pledez pentru voi. Fiți atenți unde am ridicat cota. Cota e aici, ștacheta. Acum. Deci vreți să-i vedeți cât de pregătiți sunt? Nu. Noi vrem să ne vedem. N-ați vrea să vedeți? Spectatorii poate da, noi nu știm. Mamelor, vreți să vedeți ce băieți pregătiți de viață aveți? Da. Vreți? Da. Încă o dată, vreți? Da. Hai, să mergem atunci, Plutonul înainte, la primul material de astăzi. Mireasă pentru fiul meu. Hai, trebuie să facem un scandal. Bătărie. Hai. Dar nu te trage din masă jos. 1, 2, 3. Hai voie. Ce faci, frate? Are voie să fumasă el. Are voie să te fumasă. Stai acolo, da? Vedea la ușurile din pot. Ia ce-a făcut? Ce urât ți-a luat-o! Crede-mă că nu eu! Ascultă-mă! Hai de mine! Lașule! Lașule! Bage mătanul meu! Doar câteva imagini, câteva, că nu vrem să speriem pe cei mici care, na, sigur, acum sunt acasă, că deja au terminat, au făcut cunoștință cu cei care le vor fi colegii, au văzut-o pe doamna sau au revăzut-o pe doamna, noi nu vrem să-i speriem, copii, voi să nu faceți așa. De exemplu, să nu jucați, măi, voi săriți capra? Voi săriți capra? Oameni serioși? De plictiseală facem. De plictiseală. Da. De plictiseală săriți și capra. Da. Și capra. Și... jucați lapte gros, vă bateți cu pernele, faceți Scandenberg, vreți să dați cu piciorul, cădeți pe spate, Sorine, cine mama. Sorine, mama. Am alunecat la fază. Cum să aluneci, mama? Caian era înalt și am alunecat. Eu te s-a înroșit, pe cum să te rosești? Câți ani ai tu? 30. Robert, nu râde tu că... Nu, nu. Da. Vorba aia, tu ai albit între timp. Da, albit, păcât. Da, problema este că, măi băieți, măi, voi ce să, dacă ar vedea mamele ca mamele, mă rog. N-aș vrea. Că mamele au băieți și sunt băieților până așa. Dar dacă v-ar vedea fetele, ce părere ești, frate? Cred că cea mai bună. Da, toate persoanele trebuie să aibă o latură copilărească în viață, nu? Și la 60 de ani trebuie să ai o latură copilărească. Sigur, da. Atunci ar fi frumos. Când se tratează de serios, atunci trebuie să fii serios. Deci toate persoanele trebuie să aibă o natură copilărească, ziceți voi. Da, numai că între timp ele n-au găsit și altă natură la voi. Bine, nici n-au avut timp. Nici n-au avut timp și nici n-au avut zi. Robert, la tine, din păcate, au găsit o altă natură și au găsit-o fix sâmbătă în timpul gale. Da? Da. N-ai aflat, nu? Nu. Nu ți-au zis? Nici mamele, nici... Nu. Cred că nu ți-au zis de frică să nu te sperii. Da. Chiar nu mă sperii. Nu te sperii? Nu. Bine. Treaba ta, atunci aveți tu cum te descurci. În orice caz, ați văzut câte jocuri au făcut băieții noștri? Bine, asta mă gândesc că sunt doar câteva, că voi faceți zilnic treaba asta, nu? Aproape. Și de câteva ori pe zi. Vreau să vă întreb așa, câte obiecte de decor ați distrus? Tot. Câte s-au putut? Ce? Mai ce rezistă distrus? Plasma... Camera. O plasmă și mai ce? Nu, nu s-a stricat. Nu s-a stricat, plasma mai rezistă. Doar doi mai sunt. Nu, un. O cameră pe care ați dat cu deodorant, spray. Nu, eu am dat, dar din greșeală. N-a fost cu deci intenția. O cameră de luat vederi, da? Da, dar nu, chiar mă dădeam cu el și s-a dus pe cameră, dar am șters. Deci n-a fost cu intenția aia, chiar nu a fost. Te dădeai cu el și ai dat pe cameră și ai șters obiectivul camerei? Da, mă, tot dădeam camerei? Și i-am dat și în spatele meu și am colorat.
Da, am șters-o frumos. Așa, ce ați mai spart? Când vă jucați cu pernele, voi, ca niște căpriori, ce ați mai spart când vă jucați? Un capron. O vază. O vază. O vază. Și tu, Traian? Și piticii. Eu am rupt două frunze dintr-un pom. Nu, peste un pom de lemn, un pom a venit toamna. S-a rupt frunzele. Pomul era din decor. Da. Bine, bine. Bine, nu de alta, dar vi le scoatem din buget, că și așa stați bine. Da. Stați bine la produse, la mâncare, la țigări, stați bine. Vi le tăiem, nu e o problemă. Azi e luni. O să vă vină de seară astea toate scoase, numai plasma aia, știți că e ultimă generație. O să vi se împartă. La cât costă ea o să vi se împartă, mai pune și TVA-ul, că n-avem ce să facem, doar cu TVA am cumpărat-o și vedem la sfârșit ce vă rămâne pentru mâine să vă cumpărați. Perfect, de mâncare. Și așa nu mai avem de mâncare. Nu problemă, când ne plictisim de casă. Zic, să simțiți ce înseamnă când joci lapte gros. Lapte gros să mâncați. Aveți? Nu. No. Atunci mâncați. Ce ați jucat? Ce ați jucat? Scandenberg. Asta să mâncați. O felie de Scandenberg. Da. Întinsă pe pâine. Hai să mergem mai departe. Uite, în timp, domnule, ce, în timp ce unii se joacă de-a copilăria, alții se joacă de-a... poate nu se joacă, poate din contră, iau lucrurile foarte în serios și asta pentru că se gândesc la fetele pe care deja nu le cunosc, dar despre care au auzit foarte multe lucruri frumoase. Aline, știi la cine mă gândesc? Eu. Nu. Dar la cine te gândești tu, știi? Probabil. Poftim? Probabil. Ia zi. Probabil că la Gina. Da, de data asta ai nimerit-o. Mi-era frică să nu zici un alt nume și nu mai puteam să-mi iau eu materialul. Dar dacă tu ai zis de Gina, înseamnă că într-adevăr te gândești la ea. De ce te gândești la Gina? Cum te gândești la ea? Și dacă îi arăți lucrul ăsta Ginei, o să vedem după următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Rupeți cât îți trebuie, cam cât crezi tu că îți trebuie? Nu, asta am pătrat de. Sigur îți ajunge? Da, da, da. Gata, scriu, pentru simplu fapt că tu m-ai ales pentru acest lucru, îți mulțumesc, știi? Da, bun. Păi și vrei să stii în cameră? Da, unde? Îți pregătesc eu. Dă-mi-o de aia. O să te stii la. Cumva trebuie să fac să ne întâlnim. Nu știu cum l-au ales, dar nici nu e important. Oricum or să vină toate. Le-ai pur să se pun. Și mie îmi place Gina din ce am auzit așa până acum despre. Mențin poziția, știi? Nu se crea, într-adevăr, ea are un plus acum pentru că a fost singura care m-a ales, știi? Ea a fost respectată. Și normal, nu? Și noi pe el și el pe noi. Eu am una, maxim două fete pe care vreau să le pun. Dacă a plâns, înseamnă că și sensibilă. Gina? Da, dar să vedem, să vedem ce va ieși. Poate vine în casă. Să-mi spun câteva lucruri, te rog. Ok. Și asta e la atenția. Ok, da. Și cu încă o precizare, asta nu înseamnă nimic, da? Cunosc toate fetele de acum. Am înțeles. Da? Deci e un om mic atent. Un mod de a-ți cere iertare. Da, da, da. Ai împrins ce? Și mie. Ești conștient că la trebuie să o duc la cătăți? Da, mă, dar nu, a fost, deci asta e explicația mea. A fost singura care m-a ales și am zis să-i mulțumesc. Atât, i-a fi zis părinii, să-i spună că asta nu înseamnă nimic. Ea cunoaște alții, eu cunosc alte fete, nu-i problemă. Doar i-am mulțumit că m-a ales. Mireasă pentru fiul meu. Iată că am aflat că Alin se gândește la Gina. Acum vreau să te întreb, Alin, și tu îmi spui sincer. Dacă a fost doar un mesaj de mulțumire că te-a ales sau dacă te gândești la ea și altfel? Deci, cum a spus și ea, după prima întâlnire pe nevăzute, și ea vrea să cunoască toți băieții și eu, la rândul meu, vreau să cunosc toate fetele, dar pentru simplu fapt că a fost fata care m-a ales, a fost doar un simplu gest de mulțumire. Pe de altă parte, tot tu spui așa că dacă a plâns, înseamnă că e și sensibilă, dar să vedem ce va ieși. Deci te gândești la faptul că e posibil să-ți placă din toate punctele de vedere. Da, deci și băieții care au fost în casa fetelor, și mamele, și fetele care, cele trei care au fost la noi, mi-au sugerat așa că am trei fete cu care eu m-aș potrivi. Și Gina este una dintre ele, de asta, într-un fel... Care ar fi celelalte două? Mariana și Andreea. Mariana și Andreea. Și Gina. Da. Doamna Daniela. Bine, acum le știe și Andrei pe toate, imediat, că nu vreau să dezvolui mare lucru dinainte. Da, doamna Daniela, noastră le știți cel mai bine pe fete. Ce i-ați spune lui Alin despre Gina? I-ați recomanda-o?
Da, numai dacă se atrag ei fizic, sau cum să vă spun, dacă se plac reciproc. Dar altfel Gina e o fată, da, de nota 10. Și cum a spus și celelalte două, la fel. Și Mariana și Andreea. Și Andreea, da. Deci nu aveți nimic împotriva niciuneia dintre ele. Nu, dar cum a spus și el, trebuie să le cunoască pe toate. Totuși. Dar din toate trei, cred că s-ar putea să oprească la una. Din cele trei, credeți că una, da, va fi cea care îl va și plăcea și va fi o chestiune reciprocă? Da. E, totuși, Laurențiu, tu ai spus un lucru și în gală, într-un material, i-ai spus lui Traian, mai vorbeai nu știu cu care dintre băieți, îl spui și acum. Ești conștient că va trebui să o cunoască toți? La cine te refereai? La toți băieții din casă. Da, vorbeai despre Gina? Nu, dacă... Cred că materialul era vorba despre Gina. Adică, nu ți se pare normal ca unii deja să pună, hai să spunem așa, mâna pe una dintre fete și să spună, ea va fi a mea. Tu spui că toată lumea trebuie să-i cunoască, indiferent că sunt anumite simpatii de la început. Ideea e că dacă o să alegi să spui că mie îmi place o fată, nu știi răspunsul acelei fete pentru că nu o cunoști încă. Sau n-ai văzut-o până acum. Și se poate că atunci când te întâlnești cu ea, ia să nu aibă aceeași atracție față de tine. Totuși, fie... zici și lui Traian că îți dorești să o cunoști pe Corina și mi se pare că vorbeai cu Andrei, nu mai rețin, exact, că spuneai că și dacă se vor face cupluri, tu trebuie să cunoști toate fetele. Nu, acolo glumeam, uite, chiar am vorbit și cu Sorina seara și cu Traian în cameră. Nu, era o glumă, era mai vechi materialul, știi despre ce e vorba, dar nu, era o glumă. Deci nu mergi pe ideea asta că... Nu, trebuie să încerci să le cunoști pe toate, indiferent că ele au sau nu deja niște păreri formate despre băieți. Bun. Totuși, ce ne face Malin, că nici Gabriel nu stă degeaba? Gabriel, și ție-ți place Gina? Ce am auzit despre ea, e ok. Atât îi spuneai, și mie îmi place Gina, din ce am auzit până acum despre ea. Da. Dar trebuie să înțeleagă Alin. E sensibilă, e... la loc ei și... Și tu ai fi interesat de ea. Da, da. Totuși, am înțeles că e una din fetele mai înalte și aici s-ar putea să fie o... Și nu s-au mai văzut fete înalte care să iubească băieți scunzi? Nu, da, nu mi-ar place mie. Dacă e mai înaltă ca mine, nu m-a simțit eu, ok. Alin, dar dacă ea s-ar arăta interesată de un alt băiat și ar rosti numele unui alt băiat înainte să vă cunoască, gen... Vine mie acum exact în minte un nume de băiat, dar hai să zic așa, Traian. Da. Așa. Așa mi-a venit acum, na. Nu, n-ar fi nicio problemă. Chiar am stat de vorbă cu toți băieții și am spus că în eventualitatea în care 5 băieți ar place o fată, da? Normal, fata se oprește la unul și celălalt patru nu vă... Dar nu te-ar mai deranja faptul că multe fete s-au înghesuit să spună numele unui băiat, de exemplu Traian, înainte să vă cunoască? Pentru că tu ai spus că nu ți-ai dorit. Vă dați seama că și mie mi-ar fi plăcut... Bine, el a avut un pic, să spunem așa, un avantaj, că le-a cunoscut primul pe toate, da? Dar vă dați seama că și mie mi-ar fi plăcut, nu, să spună, wow, Alin, mă aleg și pe mine, 6. Mi-ar fi plăcut și mie, dar asta a fost și problema cu întâlnirea pe nevăzute și asta... Vreau să-l asigur și eu că cele trei n-au fost pe buzele lor numele de Traian. Mariana, Andreea și Gina. Au vrut să-i cunoască pe toți. Deci nu s-au avântat. Deci îl asigur. Ai înțeles, Alin. Deci din punctul ăsta de vedere, fetele n-au făcut, să zicem așa, greșeala pe care au făcut-o alte fete. Eu am fost pe ochile pe ele. Andreea chiar a afirmat în primele două emisiuni că aș fi și a găsit mama soacră. Asta e altceva. Așa a zis Andreea? Da. Doamna Iuliana, vă place Andreea? E o fată ok și vreau să le transmit părinților ei că este foarte educată și e o fată ok. Am înțeles. Și celor de acasă ai dumneavoastră, ce vreți să le transmiteți? Pentru că doamna Mirela, aș vrea ceva. Să transmit și eu un mesaj familiei mele, să stea liniștită că sunt foarte ok și eu și Traian, iar în special fiicei mele și soțului meu, îi pup și să stea liniștiți că suntem ok. De ce? Pentru că ați plâns în gală sâmbătă, de dorul lor. Da. Și nu vreau să mai plâng. Bine. Ca să-i fac să sufere. Atunci să stea liniștiți, e doar dorul acesta care sigur că ne ajunge pe fiecare, dar o să depășim cu bine și mergem mai departe. Hai să vedem de la ce mai au băieții discuții. Bun, deci când n-au de la fete, n-au de la mâncare, n-au de la dormitoare, n-au de la curățenie. Dom'le, de la ce mai pot avea băieții discuții în contradictoriu, aflăm în următorul material.
Mireasă pentru fiul meu. Dă-și, mă, mă, lasă-mă, ești cu m***a. Crezi că nu ți-a adus și? Cine a țipat să aducă țigări? Ai țipat tu? Tu ai luat pachetul, pachet la toată lumea din casă. Așa, și? Și a venit și a zis că mi-a dat ceva lumea. Crezi că, da, noroc de mine. Ai plâns tu? Păi am plâns am doi atunci. Tovărășe, dar pun la țigări. Nu, eu nu mai dau și dacă nu ură cumva o să rămână în pană, nu mai cer. Asta a fost bătaia deja, poate eu acum n-am țigări că... Am bătut jos de ele seara? Păi dacă eu nu te-am spus meu țigar, trebuia să vă dau toată lumea. Am bătut jos de ele? Nu ți-am cerut, mă, frate, să-mi dai, că știu mai de la rândul tău. Dar dacă eu n-aveam cum să fumez, că trebuia să dau toată lumea. Eu aveam pachet dimineața întreg și azi seara nu mai aveam un țigar. Păi eu am avut ieri 4 țigări. Ce am avut 20. Și 3 am fumat, bine, normal, nu singur. Și ultima tot cu tine am fumat toată. Eu am fumat cu toată lumea, toate țigările aproape. Deci pătălău a zis repede, cine fumează. Bă, dar te bag el, bă, sufletul lui. Bă, nu mă prin lumea asta, bă, frate, plină lumea de asta nu mai vezi la mine țigări și nimic altceva. Îți promit. Ai trezit repede să spui care, cum și ce fel. Da, o faci pe p***ul, nu? Păi chiar ești p***ul, tu nu faci pe p***ul, bă. Te mă soară-s cuvintele. Chiar ești p***ul ca noastră. Mă soară-s cuvintele. Te adică, mai muțoi. Și tu te găsești pe fraierul să spele vasile, nu? Pe ultima oară te-am zis. Pe ultima oară? Ah, nu mai pot. Am venit să-mi tai o venă. Să sar jumătate de kil de sânge, că nu mai pot. Păi? Ești nervos? Tremur. Plângi. Dar n-am de ce să plâng, nu, că nu tremur, nu mi-e rău, tremur, nu mai pot, frate. Dar din ce cauză? Din cauza țigărilor sau că te-ai enervat? Nu, din cauza lor. Ne punesc aici, să vezi tu dacă nu. Deja. Anța a zis și de Alin și de... De ce? Gricoraș. Ce, că nu fumează? Ia, bă, și fumează și dau că nu mai ai. Acum ce vrei să-mi arăți că ești mai șmecher și vrei o țigară la mine? Cum aș șmecher? Ia țigara înapoi și nu te mai aud. Dau o țigară, te-a dat? Ia. Și-ți las să fumezi. Nu vrei să fumezi. Ia, mă. Ai glumit. Ia, că tot... Ia, mă, ține țigara. Ia țigara și tu... Țigara ta, dacă e vorba de așa. Tu ai țigări în buzunar și ceri. Păi eu bine. Nu am țigări și cer. Păi dacă tu fumezi, păi da, eu ciuma mai mult ca tine. Păi eu fumez mai mult ca tine, ok? Eu fumez mult, dar nu vreau, mă abțin. Păi dacă nu vrei să-mi dai, nu-mi da nicio țigară. Dacă eu o să am țigări și nu-ți dau ție, înseamnă că-s eu. Dar nu a fost normal să dar și eu m-am enervat. Că îți dădeam, știa că ți-a dat ieri și dădeam și azi. Și mâine dacă rămâne. Mireasă pentru fiul meu. Hai să înțelegem ce s-a întâmplat, că din material, printre bipuri, așa, am încercat să ne dăm seama, n-am prea înțeles mare lucru, eu personal. Laurențiu, Andrei, Traian, vă rog. A fost o divergență din cauza țigărilor, rămăsem toți fără țigări, trebuia să mai avem un pachet în plus, Traian Chiplea a zis ceva că nu fumează și na, m-am enervat și eu nu mai având țigări, știind că eu la rândul meu am dat țigări când n-am mai avut nici el. Am zis că a făcut-o cu intenționat, cu răutate și m-am enervat. Na, și am greșit și am vorbit puțin urât. Și mi-am cerut scuze față de el. Atât tot. Eu, unul numai nimic, am clarificat tot. Traian și chiar am ieșit după jumătate de oră, când i-a dus țigările, am ieșit la țigară amândoi și am vorbit. Și mi-a zis că și tu m-ai enervat pe mine și am zis, băi, și tu m-ai enervat, că mi-ai zis ceva de gen să ies afară din casă. Și eu a luat-o personal, zic, stai așa că aici stau și eu. Și... Bine, m-am enervat, da, a fost tot ok. A fost tot ok, bine, că și eu am nervos, greșit. Era și el și da. A intrat puțin mai nervos și am zis, ieși afară, ca și da. Cum ar veni, ieși afară, și după ce te calmezi, da. Intri și vorbim. Eu am vorbit puțin mai urât, dar ne-am... Și mi-a vorbit urât și atunci m-am enervat eu, și dar după aia s-a clarificat. Tu vrei să nu știu ce să faci, să recurgi la gesturi extreme, erai supărat rău de tot. Nu, am glumit, dar vă dați seama, nu mai puteam de nervi. Dar ăsta era motivul? Țigările? Adică, țigările, da, că rămâsem toți fără țigări și nu aveam unul exista o țigară în casă. Da, te-ai supărat și pe Andrei, că el adică scria ceva pe lista de cumpărături și n-a vrut să-ți arate. Despre ce-i vorba? Eu? Da.
Nu, cu țigările ne-am certat. Nu, a fost o chestie cu țigările. Chipurile de dăsem acum o săptămână niște țigări și în glume aia, dă-mă și mie o țigară, știi? Și na, s-a în glumă. Bine, mă, zic cum e, zi tu dacă... Păi a fost așa, în serios, hai, nu? Hai, zi tu, fă material. Păi a fost... Dar nu fac niciun material. Bine, a fost în glumă. I-am dat trei țigări și i-am cerut o țigară înapoi. Și i-am spus să vii să-mi ceri atunci când n-o să ai țigări. Dar eu ți-am dat când aveam. Păi și dacă eu n-aveam. Păi am venit și ți-am cerut țigară, așa, da. Atunci când nu aveam. Da. Și ai venit și mi-ai cerut țigară când deja aveai țigări în buzunar. Nu vreau să destap pachetul. E bine? Dacă tu vrei să discutăm despre subiectul ăsta, dar îți place subiectul ăsta. Eu am zis că a fost o glumă, dacă tu vrei să dai așa. Vreau să spun cum a fost. Păi zic cum a fost, că zic și eu. N-am vrut să destap pachetul și am vrut să fac la tine o țigară. Dar cum a fost, Andrei? Hai să ascult și varianta, da? Pentru că am văzut că ai aruncat ceva. Ai aruncat o țigară pe jos. Da, i-am dat țigara. Ce te-a deranjat? M-a deranjat faptul că nu e așa cum spune el acum. El își vrea doar țigara înapoi. Deci era pur și simplu... Își ceream trei dacă le vreau. Nu era... Era orgoliul lui că vrea țigara. Mi-a dat vreo două țigări și acum el vrea neapărat. Lui stătea gândul la țigara aia neapărat. Dacă nu își lua țigările două înapoi, el nu se simțea bine. Exact așa a fost. Și eu m-am enervat, ia țigara deci și... Deci n-a fost nevoia, a fost orgoliul? Exact, da. Asta e la asta rând? M-am enervat. Asta crede el. Nu, eu nu cred. Eu știu, da, sunt sigur. Da, tu știi, ești păi da, știutor. Păi știu. Eu știu că tu știi. Da. Eu știu că el știe, da, a fost atât. Dar nu erați voi prieteni din Galația, amândoi? Păi, dar ce treaba la cu alta? A fost o chestie la o țigară, s-a interpretat greșit, el a înțeles greșit. Eu... Și prietenii se ceartă. Și iubiții se ceartă, toată lumea se ceartă. Eu am văzut cum a fost, adică nu a fost nici într-un caz să fie mai, cu intenție sau să fac... Ca să vedeți că viciile astea nu vă fac rău doar vouă înșivă, ci și, uite, prietenie dintre voi. Renunțați la ele, că și așa totul dăunează grav sănătății. Ne vedem după publicitate. Mireasă pentru fiul meu. Mergem mai departe cu discuțiile. Am mai văzut din jocurile băieților, din durerile lor, din lucrurile pe care trebuie să le împartă frățește și de multe ori nu se poate, că frate, frate, da, țigara e pe bani. Hai să mergem însă și la lucrurile mai dureroase, să spunem așa, despre care poate multă lume nu vorbește. Asta nu înseamnă că nu le simte. Pentru că vizita doamnei Iuliana și a Corinei în casa băieților n-a însemnat doar ceea ce ați văzut dumneavoastră. Schimb de impresii și strângeri de mână. Au mai însemnat și anumite, să spunem așa, nu confidențe, dar discuții destul de familiale și destul de sincere și dureroase între doamna Iuliana și Traian, pentru că i-a spus acestia ce simte doamna Iuliana în casa mamelor, sfătuindu-l și pe el să aibă grijă în casa băieților. Despre ce vorbim, vedem în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Bună ziua! Sărâna! Bine! Nu și-o ales-o, dar au zis că vrea să vadă toate fetele. George, nu știu, mama ta ți-a trimis un pachet, nu? Da. Nu mai trimit mesaje fetele ca să nu fie interpretate greșit. Deja, cui ai dat inimioara? Cam un. Și la cine ajuns? Eu dat inimioara lui Gina. Să nu eu mai iau, da? Normal, și voi băieți... Eu am profit. Oricum rămâi cu Marianita, pun pariu pe... Păi, dar cum ai pus, bă, dar nu faceți voi pariuri acum? Eu, uite, sunt ferm convins că... Uite, m-am îndrăgostit de Corina și-o vrea pe Corina. Care e problema ta? Nu se vede. Ai ieșit cu ea să stați de vorbă, gata. Vorbești mai mult cu bunica ta, nu știu eu. Și m-aș înjurat. Și ai zis ceva? M-am luat o persoană și am venit în cameră, m-am enervat, m-am pus și m-am culcat o oră și mi-a trecut. A liciut acum pe noi cu treaba asta, știi? Că a început și cu mine. Nu știu de ce. Mi-a făcut materiale pe la sfat. Trec cu vedere. Da, știu, dar nu e problema asta, dar nu e frumos să ajungi la asta. Traian. După aia, Ali, o vine din ziua. Bă, bă, nu știu ce. Ce ai, ho? La tine? Da. De ce? Eu nu știu cum să vorbesc cu băiatul ăsta. Am zis că de acum nici salut nu-l mai salut pentru că se supără din orice. Îmi fac cum mai însă materialul la spate. Și l-o Coză. Da? Dar normal, mama, nu are niciun de camer. O să spun eu, să vă spune pe casă că a venit. Nu pot. Nu are rost. Da, dar nu-mi place, ți-am spus. Eu nu sunt învățat, mama, cu oamenii așa. Dar nici eu nu sunt învățată, dar ce vrei să facem? Dar eu nici nu mă așteptam să fii mama săptămânii și chiar dacă nu erai, să fi fost altă doamnă. Păi felicitări, mă bucur. Fetele care au pronunțat numele tău nu vor mai fi alese de băiatul
ei. Sunt mulți care mă înțeleg bine, Robert, Andrei, mă înțeleg foarte bine cu ei. Mă înțeleg bine. Andrei, da. Lui. Da, zic așa. Da, tu retrage-te de tot. Freddy, ce-mi recomand? Traian, nu se recomand pe nimeni. Ce sunt tu, mama? Ce sunt ce eu? Ce simți? Am o cumpănă. Ai o cumpănă, sună-l pe tata. Constantina, ce zice? Azi o spus în emisiune. Ce? Că iau a venit îndrăgostită din casa băieților. Iau a avut feeling-ul ăla și dacă nu e ăla, nu e, nu va fi nimic, așa o zic. Cred că știu cine e. Dar o spus cine e. Cine? Tu ești. Am ceva în cap. Dacă ai... Dar vreau să mai ascult câteva persoane ce au în cap. Nu-mi plac gestul de copilăreală, măsura de copilării și copii. Auzi că Constantin a plecat îndrăgostită din casă, din bărbat. Da? A, ei, ori întoarcem, ori nu întoarcem. Alin, vorbești cu fata, că e din Bacău, de la noi. Dar vorbiți cu accent. Dacă nu sunt top 3, n-am ce să vorbesc. Ce? Dacă nu sunt top 3, n-am ce să vorbesc. Mireasă pentru fiul meu. Ați urmărit și dumneavoastră ce s-a mai întâmplat dincolo de vizita oficială a doamnei Iuliana și a Corinei. Doamna Iuliana, ați vrut să-i transmiteți lui Traian niște lucruri pe care dumneavoastră le-ați văzut în casă, între mame. E, doamna Mirela, e perioada de acomodare. Nouă ni va fi foarte greu. De ce? Ar trebui să înțeleagă și cei de afară. Am trăit în alt mediu, nu am fost... Nu știu. Da, cred că pentru fiecare de aici e așa. Da, dar nu știu. Și Traian la fel mi-a povestit că e foarte greu. Sunt... Răutăți? Nu știu. Cum? Răutăți? Nu, poate și mici răutăți, și invidii, și cum au fost săptămâna trecută. Poate acum încet, încet o să ne obișnuim și noi. Nu știu dacă ne vom obișnui, dacă nu, asta e, nu... Ne va fi foarte greu până ne vom acomoda, nu știu. Traian, nu știu ce să spun. Tu îi spuneai mamei tale așa, eu nu știu cum să mai vorbesc cu băiatul ăsta. Am zis că nici nu-l mai salut pentru că se supără din orice. Despre cine era vorba? Despre Alin. Era în săptămâna aia când era foarte agitat. Chiar când a fost faza cu țigările și cu Laurențiu, a intrat în casă, eu eram pe canapea în living, vroia să-mi zică mie ceva, dar a intrat urlând în casă, se uita în bucătărie, nici la mine nu se uita și am zis că te rog frumos, pe ce ai? Nu știu cum să vorbesc cu el. Bine, a fost atunci. Pentru că era foarte agitat, l-am înțeles, dar de atunci chiar... Stai să-l ascultăm. Înțelegem. Nu a fost vorba, greșește. A fost faza, deci asta s-a întâmplat luni, înainte de cumpărături, băieții care, se știe că eu nu fumez, băieții care fumează au rămas fără țigări și s-a făcut o listă să se dea câte un pachet la fiecare. Și Laurențiu a venit la mine să-l ajut, da, ca să mă treacă. Să te treci și tu cu da. Un pachet. Și când a venit din staff cu foaia, Traian s-a băgat și a zis că, dar Alin nu fumează. Și asta m-a deranjat, că s-a băgat. Eu am vrut să-l ajut pe Laurențiu, ba da, așa a fost. Din staff a zis, cine fumează? Pentru că până acum fumau 5 sau 4 și a zis, de ce sunt atâtea persoane pe listă? A zis că nu vă mai aduc nimic. Și a întrebat, Alin fumează? Zic, nu. Nici Grigore, mi se pare că și de Grigore. Da, și pe Grigore. Și Grigore și tu ai ales să mai bine te treci ca fiind fumător ca să-i ajut pe colegii tăi? Laurențiu mi-a propus asta și am acceptat. Deci Laurențiu v-a pus. Și pe Alin tot Laurențiu l-a pus. Da, m-a rugat frumos și am vrut să-l ajut. La Grigore a fost cu mine și cu Raymond, dar dacă poate să ne ajute... Și ți s-a părut că Traian a părât, între ghilimele, la staff treaba asta? Nu că a părut, l-am înțeles și pe... Pachetele alea nu erau din buget. L-am înțeles și a zis, doamna, că sunt pentru 5 persoane. Până acum a dat la 5 persoane și acum se pun 8. Pachetele alea au fost extra. Adică da. Vi le-a adus stafful către da, murat. Da, și a zis că nu, dacă nu trecem care sunt, luam din bugetul nostru. Dar n-am știut, până nu mi-a explicat Traian că, bă, fii atent că nu e din buget. Și nu știu așa că... După aia am înțeles cum stau lucrurile. Bun, și Alin, tu te-ai supărat că a intervenit Traian și că într-un fel a rupt înțelegerea asta dintre voi? Dar a întrebat stafful, doamna Mirela. Și nu pot să minți stafful. Dacă stafful vine și întreabă ceva, nu pot să minți. A zis că a doua zi din bugetul nostru ne cumpărăm și dăm la cine vrem țigări. Bun, doamna Iuliana, după ce v-a spus Traian că nu mai știe cum să mai vorbească cu băiatul ăsta, dumneavoastră a zis așa, a făcut mama lui materiale pe la spate. Mama moare de ciudă că am ieșit eu. Nu-mi place. Iar fetele care au pronunțat numele tău nu vor mai fi alese de băiatul ei. Așa a spus doamna Daniela și eu i-am spus băiatului să stea liniștit, poate ceva se întâmplă și poate mama lui îi spune ceva lui Alin și Alin de asta o fi supărat.
poate, nu ați simțit-o pe doamna Daniela că moare de ciudă, cum ați spus? Nu că moare de ciudă, poate a fost un pic exagerat, că un pic de invidie, cum ați întrebat dumneavoastră săptămâna trecută. Doamna Iuliana, vă simțiți invidiat? Am zis că nu știu. Înseamnă că ne vorbim pe la spate, eu chiar n-am știut, uite, azi am auzit. Mama, îmi pare rău. Lasă-mă, Petru. Doamna, vreau să vă spun și eu ceva. Îmi fac cruce și cu mâna pe inimă am spus, de acasă am pornit cu această idee, am spus-o băieților din prima zi, să stea doamna Iuliana cu voturi și cu invidia asta. Am zis că dacă mă duc în casa fetelor și nicio fată nu mă place, eu le voi spune toate tuturor fetelor să plec acasă. Că am zis că e imposibil în România asta să nu mă placă o fată. Asta ca să nu să creadă că sunt invidios sau altfel de... Chiar deci eu singur mă propun să plec dacă nicio fată nu mă va plăcea. Adică nu ești interesat de voturi absolut, și de... Absolut, eu în a doua lună am plecat, nu e nicio problemă. Dar totuși, simt. Poate între mame, a simțit doamna Iuliana invidie din partea doamnei Daniela, de asta v-am întrebat, doamna Daniela. Păi au fost cu materialele, cu rochiile, cu mărgelele, cu... Eu le-am făcut, nu au fost materialele. Astea au fost materiale vechi, ceva, vezi, cu voturile și cu mamele și cu mama săptămânii. Haideți, doamna Iuliana, că mă vorbiți pe la spate, gata, m-am lămurit. Mama, gata. Gata, da, tac. Eu nu pe la spate, eu am vorbit cu băiatul meu, poate de asta este supărat Alin. Și normal să povestească, Alin, mama, și eu îi povestesc. Materialul lor cu țigările, nu-i supărat. Chiar înseamnă că nu sunteți... Bine. Trebuie să-mi povestească tot ce se întâmplă. N-ascultați bine materialele. Și am zis, mama îi zice ceva, să-mi povestească și zici. Știți, doamna Iuliana, doamna Iuliana, când ați venit în casa noastră, mi-am cerut scuze, de ce nu mi-a spus atunci? De ce mă bârfiți într-un fel cu Traian? Trebuia să-mi spuneți, băi Alin, uite mama ta e așa, e așa, e așa. De ce nu mi-a spus? Eu am ieșit în sensul Alin, de când Alin, să materiale. Dacă au fost discuții, eu nu-ți spun ție despre ce a zis mama ta, că nu este... Eu zic așa, să mai continuăm discuția, vă ascult pe fiecare, dar după o scurtă pauză de publicitate. Mireasă pentru fiul meu. Mai avem foarte puține minute până la sfârșitul acestei emisiuni, după care ne mai vedem cu băieții abia mâine. De asta vreau să spun, a fost o fază trecătoare ce s-a întâmplat, ce am auzit în acest material, sau unii dintre dumneavoastră abia acum află și e o părere care încă se mai menține? Da, eu nu vreau să-i spun lui Traian că este o mare nesimțită. Acum rog, am Alin, hai să nu mai vorbim așa. Îmi cer scuze, vă rog frumos. Acum am pauză, vorbeam cu mama despre acest material, că vezi, doamne, a fost invidioasă și o ia pe mama la pertucă. Ți-e ciudă? Nu-și permite Robert, care are 30 de ani și își permite el un copil Alin, de 20 Alin. De ani. Nu, vă rog frumos, lăsați-mă să vorbesc, mereu vorbiți peste mine, doamne. Tot continui pe tema asta. Păi, dar cum să nu îți permiți să iei tu pe mama la pertucă? Îmi cer scuze față de maică, păi, dar dacă am deranjat, îmi cer scuze. Păi, dar nu pot să iei la pertucă. Și față de mine la fel, îmi cer scuze. Dar nici n-am nevoie, nu vreau să mă bagi în seamă. Nu le accept bine. Noi, tu pe mama un copil de 20 de ani, ți-e ciudă. 22. Vreau să spun și eu ceva, Alin a înțeles greșit, a zis ți-e ciudă lui Alin. Nu, mama a vorbit cu mine și a spus ți-e ciudă, nu e nicio problemă. Dacă tu înțelegi, Alin, gata, cum vrei tu. Lasă-l și dacă ai cuit, ai exprimat vrea așa. Vrea să vadă și fetele, e foarte agitat și în casă. Poți să confirme și colegii. Spune-mi acum, cui te-ai adresat așa? Lui Alin. Jură cu mâna, jură că n-ai văzut. I-am zis la maică ta, pentru că tot zicea că... Iulia, doamne, nu mai vorbiți aici. Și am zis, da, fi ciudă sau cum are problema. Ai întrebat-o, ți-e ciudă? Nu. Deci cum nu? Când acum a spus doamna Iuliana că despre mama a vorbit. Vezi, voi... Dar lăsați-l ciuda. Să vorbească, vă rog frumos, lăsați-l pe el să vorbească, nu mai vorbească. Vă este ciudă, asta a spus. Nu, te ciudă a spus, toată lumea, doar este, există material și... Dar el a recunoscut auziți, acum 3 secunde, dar de ce vorbiți Mirela, peste el? Dacă cineva are chef de ceartă, pe noi nu o să ne găsească. Am încheiat? Dar lăsați-l pe Traian să vorbească, doamna Iuliana, mama. De ce vă băgați mereu peste el? Mama, lasă să-mi băleze. Păi vorbești. Da, totuși, Traian, e normală exprimarea asta la persoana a doua, singular, către o mamă? Nu, dar tot sunt... Tot continua, deci și el și mama lui, deci chiar nu are nimic de văzut. Bun, mai ales că materialul ăsta, eu am a fost vorbit cu el și tot el s-a înțepat. Și să știi. Ți-ai cerut iertare de la doamna... Da, mi-am cerut scuze față de doamna Daniela și... Dar mai înainte de ce înțelegi? Trebuia, nu, asta nu se face în direct. Te duci la ea, la mama mea, persoana, nu în direct, ca să dai bine. Hai, bă. Bine, nu mai zic nimic. Bine, nu mai zic nimic, nici n-ai ce să spui. Astea se face în spatele camerelor, nu direct, ca să dai tot bine. Dar, în fine, asta ai făcut mereu. Doar ai primești zeci de mesaje. Băieții sunt, că șușotești cu Sorin, aveți zeci de mesaje. Că deschideți-vă la bariere, nu mai vorbiți în șoaptă. Da, deci, aveți ceva de ascuns? Chiar pe tine te vorbeam. Mersi frumos. Acum ai aflat? Da, acum am aflat.
Da, așa e, Sorin, primiți mesaje, vă închideți la barierele. Da, zilnic primesc zilnic de mesaje amândoi. Da, așa este, da. Vorbesc serios, de ce? Nu, nu este așa, cum să fie așa. Ne punem în pat și după aia mai zicem câte o chestie, ne punem în pat, închidem la... Nu mai avem timp, din păcate, astăzi să vorbim cu voi, dar ne vedem de la ora 14 și cu fetele. La revedere! Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune de la ora 14, în care avem foarte multe suflete invitate în acest platou. Vă spuneam că ne întâlnim cu fetele și cu mamele. Ele sunt alături de mine. Vreau să le zic bună ziua. Bună ziua. Sunt multe și ghiciți ce? Nu sunt toate. Asta pentru că o să le mai schimbăm așa, de la un material la altul, de la o pauză la alta. Sunt foarte multe fete plus mame, 20 de persoane nu ne-ar fi încăput aici să le putem cuprinde așa într-un plan general. De aceea încercăm și noi să aducem cât mai multe, dar pe rând. Pentru că... și voi să dați cu subsemnatul aici la mireasă. Oana, te gândești? Azi trebuia să începi? Și? Te-ai gândit? Ce m-am gândit la tine? M-am gândit la tine pentru că și... dar noi ne dorim ce e mai bine și pentru noi. Vă întrebați poate de ce sunt aceste scaune goale aici. Atâtor fete, da. Cu mame la mijloc, cu tot. E, aveți dreptul să-i priviți, fruntații,
loviți-i cu săgeți de toate culorile, avem de toate culorile, albastre, săgeți căprui, brunete, verzi, brunete, asta, căprui, negri, toate combinațiile de culori, alegeți ce vă place, dacă vă place, schimbați niște priviri, dar dați-mi mie voie să fac anunțurile de rigoare repede să scap și de ele. Traian, de ce te uiți curciș? Băi, ți le-am pus una în spatele altele, fii atent. Deci dacă ți le puneam pe diagonal o diametral opuse, cum te uitai? Ți le-am pus una lângă alta, fii atent. Când te uiți la Corina, nu se știe exact, dar pare că te uiți la Constantina. Pentru că e una în spatele celelalte. Dacă te uiți la Constantina, sigur Corina o să creadă că te uiți la ea. Mai am făcut-o special pentru tine. Eu mă uitam la mama. Mama și mama este în aceeași diagonală. Deci cât te-am ajutat noi pe tine, nici nu ți imaginezi. Și mă uitam iar la doamna Daniela, pentru că vreau să-mi cer scuze. Mă simt eu... Nu o fac pentru nimeni, doar o fac pentru mine și cred că am greșit față de dumneavoastră. Daniela, v-am văzut foarte afectată și în această oră de... Nu mai contează. Pauză. Îi acceptați scuzele? Niciodată. De ce? Nu, da, nu comentez. Acceptați că poate a fost un moment de răbufnire și... Mă abțin. Deci nu îi acceptați. S-a mai întâmplat ceva și după prima emisiune? Nu. Bun, deci ai înțeles, Traian, te-am ajutat să nu te uiți curciș, că dacă ți le puneam una în stânga, una în dreapta, te pierdeam. Nu știam cum te descurci. Hai să revin repede să fac anunțurile și să trecem la discuții. Deci, tableta de sâmbătă pe care am pus-o în joc a fost câștigată de Maria Miron din comuna Epureni, județul Vaslui. Felicitări, doamna Maria! Însă astăzi... schimbăm puțin obiectul pe care vi-l oferim și asta poate că aveți destule tablete în casă, nu v-ar prinde rău un telefon, un smartphone, pentru că știți bine cât de mult ne ajută, indiferent de vârstă, de loc, de țară, de ce nu, ne ajută în comunicarea cu cei dragi. Acest telefon poate fi al dumneavoastră, oferim unul în fiecare emisiune dacă trimiteți un SMS la 1272 cu data nașterii dumneavoastră. Veți primi pe telefon un mesaj prin care vi se spune cum vă manifestați în dragoste în funcție de zodiacul iudaic, el prevede ceea ce trebuie să faceți, dar și ce anume vă împlinește în iubire. Așadar, SMS 1272 cu data nașterii dumneavoastră. Vă doresc succes! Hai să revenim. Băieți, voi v-ați câștigat dreptul să cunoașteți toate fetele. Laurențiu, cunoscusești câteva, Traian ai cunoscut pe toate, dar tu, Andrei... Deodată a venit potopul. Da. A venit potopul și nu știu ce s-a întâmplat, dacă ai reușit să te dezmeticești, dacă ai reușit să înțelegi ceva sau nu. Eu însă aș face așa. N-aș trece direct la tine, pentru că vrem să te mai lăsăm să privești și să-ți dai cu părerea. Dar privește-le, că văd că te ușor te ferești, nu știu de ce. De ce ești așa îmbujorat? Eu? Uh-huh. M-am dat cu fondete. Te-ai special? Nu. Dar mi se pare că acum, nu știu, te ferești să le privești. De ce? Nu mă feresc. Vă ascultăm. Bine. Bine, fetelor, vă uitați odată la ei. Nu sunt toți, dar sunt acești trei care v-au intrat în case. Hai să începem cu Laurențiu. Laurențiu, ai intrat în casa fetelor, te-a votat lumea, ai ieșit pe locul al treilea în această săptămână. Cum s-a desfășurat întâlnirea ta cu fetele, pentru că tu ai spart gheața? Ai putut să duci atâta greutate pe umerii tăi de 20 de ani? Te-ai descurcat cu brio? Ai lăsat impresii bune? Nu știm. Dar aflăm împreună din primul material de astăzi. Mireasă pentru fiul meu. A venit. El e mamă. Nu intra, stai la ușă. Bună, fetele. Bună. Laurențiu. Da, el e Laurențiu, măi. Eu ar trebui să vă întreb pe fiecare în parte, dacă ar trebui să încep. Întreabă-ne. De asta suntem aici. Probabil aveți voi curiozități. Despre băieți, despre mine? Despre băieți ne-am convins, n-avem curiozități. Cu ce nu ne v-ați convins? Ne-am convins așa de eu. Băiați sunt și eu. Că sunt hotărâți, am făcut câteva fete și... Soare. Eu te-am ales la paravan și mi-a plăcut foarte mult cum ai vorbit. Îți mulțumesc, eu nici nu... Eu v-am zis de acolo, că habar n-am ce aleg, ce numere iau. Și atunci voi de ce v-ați supărat? Că am ales și noi tot la fel, după pensia bunicii. Toți? Nu m-am spăpit, eu m-am luat de ei chiar. Eu zic de toți, nu știu. Nu, eu chiar m-am băgat și m-am luat de ei, gen a fost cineva și care... Și voi ați făcut la fel până la urmă.
dacă vrei să vă mint, eu vă mint. Că nu știu cine a fost așa deranjat. Că... Băieți s-au simțit deranjat, că de ce au venit să aici? Ne plec mai așa. Poate mai la timpul lor, exact. E timp să vă că cunoaștem pe fiecare. Că dacă vreau să iasă, putea să rămână afară. Și băieții dacă de, vreau... în general sunt cam deranjați așa, da. De obicei. Fiecare băiat părerea lui. Și dacă vreau neapărat, crede-mă, l-am recunoscut pe Traian și pe Robert. Din amândoi alegeam unul să ies neapărat din casă. Și am ales 5. Păi și tu la 20 de ani chiar vrei să te însori? Vreau să mă mări. Hai să mă, eu nu am venit aici neapărat să mă însor sau chestii de genul. E tocmai asta, vreau să găsesc fata, fac pasul acasă cel mare. Mă iau să nu niște acte și mai dau și bine pe sticlă și când ajung afară, uite, răspunsul ăsta căutam, toată lumea zicea, da, nu știu ce, că da, păi tocmai de-aia, că la 20 de ani. Am zis să fac o idee despre voi, mi-am făcut o idee și vreau să cunosc anumite fete. Nu vreau să fac diferențe, o să mă por la fel toată lumea, o să fiu... Eu cu toată lumea, numai că vreau să cunosc anumite persoane. De Gabi pot să vă zic iar că mă înțeleg foarte bine cu el și un băiat super ok. Dacă vrea cineva cu adevărat să facă nuntă și e pregătită, el e tipul... Mi-a zis să dau asta și mi-a zis că abia așteaptă să te cunoască. Gabi mi-a zis că și el ți-a făcut o părere așa de când chiar e curios cum ești tu. Vezi ce-s părerea mea? Băi, ești o fată super ok, n-am ce să zic de rău. M-a supărat că atunci mi-ai zis doar atât și așa, știi? Adică vreau să vorbești mai mult cu mine, atât tot. Păi nu, că ai stat numai că mai privit, de ce? Am avut o stare mai proastă ieri și... Te așteptai la gen să aleg deja eu? Nu, la ce au vorbit tu, Robert cu Andrei. N-am format niciun cuplu, nimic, da, să nu mă mai... Ba da! Pup toate mamele, nu formez cuplu cu nimeni, o să formez cuplu cu bunica. Pentru fiul meu. Fetele l-au primit pe Laurențiu. Sigur, dacă mă întrebați pe mine, fetelor, și dacă zic prostii, puteți să mă contraziceți. Ați vrut să fiți arțăgoase? V-ați propus asta cu toți băieții? Oana o zice nu, Andreea zice da. Cum a fiecare după cum a simțit. Nu cu toți băieții, doar cu Andrei, dar tu ai vrut să fii arțăgoasă cu Andrei. Iartă-mă, Andreea, că te întreb. Nu de alta, dar aveți și același nume. Știi că cine se tachinează, așa se zice, se place. Nu neapărat. Dar nu-ți place de Andrei? Nu mă pronunț acum. Întâi să cunosc toți băieții. Dar de Laurențiu ți-a plăcut? De toți mi-a plăcut. De toți? Deci ai răspuns la întrebare. Bine, deci îți place și de Andrei. Acum, Laurențiu, cum ai simțit că te-au primit fetele? Au fost super ok, toate fetele. Toate fetele. Ce puțin însă față de mine. Ai încheiat apoteotic... N-am format niciun cuplu, nu formez niciun cuplu cu nimeni, o să formez cuplu cu bunica. De ce? Așa am ales. Dar de ce? Păi să nu se mai interpreteze. Dar ce s-a interpretat? Păi gen că deja am format un cuplu cu Marianita și deja ne iubim, cum a spus și dumneavoastră în emisiune. Și acum nu, nici măcar fum ca să avem de unde scoate zvonuri, nu mai există? Nici măcar n-am pregătit focul. Nici măcar? Nu. Și noi deja fierbeam ciorba. Da. Uza, Marianita... Bine, ea a fost foarte afectată, o văd și acum, are ochii foarte sticloși, așa, foarte lăcrimați, nu știu de ce. N-am zis noi că o placi, se vorbea prin casă. Tu ai dat de înțeles treaba asta când a fost Marianita la voi? Așa am înțeles ceilalți. Tu n-ai vrut să se înțeleagă asta? Eu n-am vrut să înțeleagă nimic. Dar totuși, o fată, două, trei, care să-ți placă mai mult decât restul, există? Am 14. Ele-s 15. Am spus una, 14. Care nu-ți place? Toate îmi plac. Ai 14 din 15. Am glumit, nu am pe nicio Bine. Fată care să... Laurențiu zice așa, în momentul în care a fost întrebat de către fete dacă el la 20 de ani e gata să se însoare. Am venit să mă mărit, zice el. N-am venit aici neapărat să mă însor. Dacă e să găsesc o fată, fac pasul cel mare. Dacă nu, n-am să semnez niște acte că dau bine pe sticlă și după aia când ajung afară să mă dau cu capul de pereți. Da, dacă adevărat. Ai simțit, totuși ai face pasul? Dacă simt, da. L-ai recomandat pe Gabi, fetelor, spunând că dacă într-adevăr vrea cineva să facă nuntă, cu adevărat, Gabi, din casa voastră, este cel mai serios. Da, pare un tip foarte ok. Cel puțin mă înțeleg foarte bine cu el și am văzut. Gabi e un tip foarte ok. Am înțeles că ai avut o discuție mai altfel cu domnișoara Claudia. De ce? Mai altfel cum? La modul că vrei și părerea mea, ești o fată super ok, dar m-am supărat că voiam să vorbești mai mult cu mine. De ce vrei tu să vorbească mai mult cu tine, Claudia? Era o întâlnire cu mine și patru fete.
Au vorbit toate. A, deci vorbim de întâlnirea aceea. Da. A fost fata care a stat cea mai retrasă? Nu că a stat cea mai retrasă, pur și simplu. Vreau să o aud mai mult despre ea, sau să aflu mai mult despre ea. Tu știi, Claudia, cât de vorbăreață e de obicei? Eu știu, dar am avut ocazia atunci. Era între... Poate e timidă în prezența băieților. Claudia, te-ai intimidat? Nu. Și atunci? Am vrut să-l cunosc mai întâi. Adică înainte să-mi dau cu părerea, vreau să-l cunosc. Deci asta... ai vrut să-l observi? Da. Asta a fost ideea. Am vrut toate să mă cunoască, dar eu să le cunosc nu prea m-am lăsat. Ceva de gen. Adică n-au arătat ele cine sunt? Nu. Adică nu au dat de înțeles că vor să se deschidă atât de mult. Și de asta nu pot să spun că îmi place anume o fată sau chestii de gen. Am înțeles. Cu Marianita ai vorbit un pic. Da. Dar de ce numai un pic? Un pic? Păi am zis că nu fac diferențe și am vorbit cu toate fetele. Am înțeles. Bine. Vrei să afli cumva ce impresii ai făcut fetelor? Pentru că ele cel mai tare vorbesc după ce pleci tu. Și chiar dacă n-ar vrea să află, tot aș afla, nu? Ba da. Dar fii atent aici, că o să trebuiască să-mi spui și tu ce ai vorbit prin casă, cu Gabi, de exemplu. Că deja ați făcut voi niște combinații de litere, combinații încrucișate de litere. Eu nu ne-am dat seama, tocmai de aceea o să te rugăm și mă bazez pe sinceritatea ta, ca după material să-mi spui exact despre ce vorbeai. Dar haideți să vedem mai întâi care au fost primele impresii. Mireasă pentru fiul meu. Oh, v-am auzit clătite, combinații. E super frumos. Deci nu mă așteptam. Nu mă așteptam, îmi imaginam. Stai să spun și... De Gabi, să ies cu el, era să ne vadă pe amândouă și de el m-a întrebat dacă vreau să știi prerea lui. Și am zis că dai seama că vreau să știi prerea lui. Mi-a dat asta de la Raymond. Abia așteaptă să mă vadă. Hai să mâncăm în parte. Tu ce ești de ea? Gătit, bun. De? Eu vreau o chifteluță. Nimic? Una mică. Două de fiecare. Am zis, la început. Că nu ai rămas la aceea. Și așa am prea mult. Cred că m-am exprimat cam mult. Stau aici cu fetele. Da, chiar că aveți. Copilul ăsta chiar e cel mai ok. Cel mai ok. Stau în râs, s-a înglumit. Și gândește destul de bine. Da. M-am zis și eu când m-a întrebat ce părere am de... O să ne înțelegem bine. O să fiu un camarad ok. Cristina, știi? Jos pălăria. Deci acolo o să bași eu. Da? În trei. Știi care? Mă, că. La mână e tipul ok, nu e așa... Ea? Dar nu, înțeles. Am vorbit cu Gina, chiar, bă, e puțin, se cunoaște că e puțin din ea și mi-a zis și așa, s-a deschis și ea oarecum, știi? Dacă vrei să vorbești cu ea și vrei să te deschizi față de ea și așa, adică dacă încerci să port un dialog, port un dialog cu tine. Deci nu e, zici că aia... Nu chiar e mutaloc, ca să zic. Nu, Diana, supărată că... Anumiți băieți au zis anumite lucruri și da, e direct și puțin mai răutăcioasă că au vorbit urât, că de băieți zic, bă, și eu-s băiat. Bă, la tine e bine acum. Nu zic că în general, toate-s mici. Bă, da, eram curios, eu și eu vreau să le cunosc pe toate, știi? Dar ea pentru că-s două frate, da, două faze care... Da, și ți-am zis, eu zic sincer, că e drăguță. Dumnezeu... E o fată drăguță din cap până în picioare. Andreea, da. Am văzut-o pe lângă maică-mea, știi? Înăltuță, da. Dacă ea făcea mâncare cu maică-ta și cu bunică-mea. Da? Da. Poți să ai așteptări mai de acolo, că e bine. Puțin de, zicem că Diana nu e plinuță chiar deloc. Chiar are o fundreță puțin mai mare, dar nu e plină. Ceva? Tu ai zis că Diana e mai plinuță? Când ai zis plinuță, înseamnă plinuță, dar chiar nu e... Maxima, locul 1 e... Căl sau că? Căr. Ră. Așa. Căl. Și părmă. A, mă înțeleg. Bă! Cu nu știu ce mai dai lor materiale în casă. Da, cu aia și cu aia. Cu aia, cu alea, cu băi, cu băi. Băi, mare, ți-au ofensat. Cu oarecum se supare pe băieți. Da, ele, și știi? Ele. Ele când vorbesc cu ăla și ăia. Da, ele că se supare pe băieți, știi? Păi ce? Se supare pe băieți? Da, nu ea, ele toate, știi? Se supare pe băieți. Pune botul la tot ce dorește. Din ce ai spus acum așa de dacă o să dea materiale celor. Da. Deci pe vede legea. De ce vreți? Asta o să dea. Au și mamele mișto acolo. Le face mâncare vor el. Deci turi, dulciuri și ce vor el. Nu mă că lelene să facă de mâncare. A? Lelene să facă el de mâncare, știi? Tot au mamele acolo. Hai să le dăm lor de treabă. Mireasă pentru fiul. Hai să vorbim puțin despre impresiile pe care fetele și le-au făcut despre Laurențiu, la o primă vedere.
Iulia, cum ți s-a părut Laurențiu? Mi s-a părut un băiat ok, frumos și bine crescut. E super frumos, nu mă așteptam, mi-l imaginam cu totul altfel. Da, mi-l imaginam altfel. Urât? Nu urât, dar mi-l imaginam mai blonduț, nu așa. Păi bunica, nu i-ați făcut promovare lui Laurențiu, să știe lumea cum arată? Eu cred că a spus nu. Bunica, l-a descris, dar așa mi l-am imaginat eu. Pe de altă parte, Ramona, dar Ramona nu se află aici acum, dar ea ne aude și va veni repede. Copilul ăsta e cel mai ok. Am râs, am glumit, o să ne înțelegem bine, o să fie un camarad ok, a zis Ramona. Îi mulțumesc. Și gândește destul de bine, a spus Edith. Îi mulțumesc lui Edith. E, acum fetele au fost super ok cu tine și ți-au zis tot ce au gândit despre tine. Sunt convinsă că și tu vei fi foarte ok cu ele și vei spune tot ce ai vorbit cu Gabi. Pam, pam. Fii atent aici. Cu Gabi. Gabi, tu cu Gabi discutai și zici așa, Cristina și jos pălăria. Acolo o să bat și eu, în trei. La care Gabi zice, că. Era o glumă acolo. Mă, băieți, de ce m-am săturat? La voi ori sunt glume... Ori când e serios, nu vă mai aduceți aminte materialul. Da. Bine, hai să glumim serios acum. Despre cine vorbeai când ai zis, când a zis Gabi că? Nu, m-a întrebat Gabi ce fete cred că s-ar potrivi cu el. Și am zis că Claudia e ok, atât și Cristina. Că mi-a zis că și de Marinita îi place ca fată, dar a spus că o dată ce și-a exprimat, sau ce am auzit noi, că s-a exprimat că îi place de mine... Dar tu ai zis că acolo o să bat și eu, în trei. În o să fac puțin, să-l agit puțin, nimic mai mult. Ce să faci? Să văd cum reacționează el, dacă l-a agit puțin. Am o tipă ok, zici tu, și nu e așa rea, dar nu... Pentru cine ai o tipă ok? Pentru Gabi? Sau pentru tine? Pentru el. Vorbeam cu el despre el. Și cu cine? Pe cine recomandai? Una din cele 15 fete. Una dintre cele 15 fete? Pe cuvântul tău, bine că nu i-ai recomandat una din cele 5 mame. Bineînțeles că îi recomandai una din cele 15 fete. Măi, Laurențiu, măi. Hai măi să vorbim, ce Dumnezeu vă temeți așa. Eu vorbesc, doamna, vreți să aflați prea multe și e prea devreme. Nu te băga, Andrei. Trebuie să vorbești, tu vorbești, te rog. No. Mă, bine. Păi eu vreau să aflu prea multe, că dacă mie mi-ai făcut material cu inițialele, eu ce să fac, să mă fac că nu le-am văzut? Ok, eu nu pot să vă dau mai multe detalii încă. Fii atent așa, el merge mai departe, că nici Gabi nu se lasă. Tu, Laurențiu, zici, maxima, locul întâi e... La care Gabi, C-L sau C-A? La care, Laurențiu, C-R! Și pe urmă, la care Gabi, aha, am înțeles. Deci noi avem așa, C-R, de la Cristina. C-O, de la Corina. C-O, de la Constantina. Și C-L... Claudia. De la Claudia. Deci, care să fie? Mai lipsesc 4 fete, dar nu-i niciuna cu C, nu? Da, Edith, Ramona, Maria, Ioana. Era vorba de Gabi, doamna Mirela, nu era vorba de mine. Deci tu te-ai dus în casa fetelor ca să-i cauți lui Gabi, să-l păi nu, Gabi m-a întrebat. Bă, Andrei, zi-mă dacă vrei să zici am ceva. Spus ceva. Dar vrei să fac, vrei să zici. Păi nu am spus nimic, am scos. A fost ideea în fermător. Gabi, când am plecat, cum mi-a spus și Alin, să mă uit mai atent pe Gina. Și am zis că da, Gina e fată super ok și Gabi la fel. Mi-a zis, bă, ce fete crezi că s-ar potrivi cu mine? Te uiți și îmi zici și mie la sfârșit. Și am zis, n-am vrut să fac material, deci, să zic tu de Claudia, de Cristina și de... Deci tu îi recomandai lui Gabi? Păi da, eu ce zic? El. Tu lui Gabi ai recomandat-o maxima locul 1 e Cristina. E cea mai potrivită pentru Gabi. Despre care ai zis fetelor că este primul care s-ar căsători, fiindcă e cel mai pregătit. Deci Cristina e pe locul întâi pentru Gabi. Da, așa am crezut eu. Dar bine că acum nu înseamnă că o să fie curtată numai de Gabi. Poate o curtez și eu chiar. Cine știe? V-am amețit, nu? E ceva așa, nu? Nu vi se pare că e așa? Nu, sau ceva de genul ăsta. E bine? Nu, că nu știi cum să... Deci, practic, eu îi recomandam lui Gabi pe Cristina pentru că el e cel mai pregătit de căsătorie și clar și Cristina e, că doar are 20 de ani. Și nu de alta, dar poate o să vreau să o cunosc și eu, 21. Poate o să vreau să o cunosc și eu și de-aia îi recomandam lui Gabi, că îl vreau să-l văd pe el bine. Și îi dau și eu haina de pe mine. Mai cu vorba, cred. Am pus în ceață, nu?
Hai să mă fac. Eu. Hai să mă fac așa că n-am înțeles. Da, tu ești, tu ești în clar? Eu sunt în ceață. Tu ești în clar? Eu sunt clar, foarte ești clar. Da. Că îți place de cine? De toate fetele. Bine. Mai departe, despre Gina, ai vorbit foarte frumos băieților. Cine era interesat de Gina în casa băieților? Alin. Alin și chiar m-a întrebat mama lui ce a transmis Alin. Și zic, doamnă, nu pot să vă zic că era un secret. Mi-a zis Alin să nu zic la nimeni, numai să mă uit atent pe Gina și să-i spun ce părere am eu personal despre Gina. Și am zis că e o fată super ok, înaltă, arată bine, frumoasă și chiar nu e atât de emotivă cum s-a vorbit. Și... adică eu când am vorbit cu ea... Eu unul am vorbit cu ea și am văzut-o foarte deschisă, a vorbit normal, poate că puține emoții, aveam și emoții la rândul meu. Dar eu în chipurile sunt băiat, ea fiind fată am înțeles și pe ea, dar nu că gen că nu vorbește, cum spuneau băieții că mai avea puțin, spunea că ea stă sub masă și toate fetele stau în picioare. Nu, chiar așa. Chiar e tipul ok, din perspectiva mea. Și Diana, am văzut că ți-a făcut o părere foarte bună și ai încercat să spui celorlalți băieți că nu e așa cum a descris-o la un moment dat Robert. Da. El a zis că e puțin mai plinuț. Eu n-am văzut deloc mai plinuț, am văzut tipul super ok și chiar arată super bine. Și nu doar ea, toate fetele arată super bine. Doar chiar că Diana e cea mai tare s-a... ediție din câte ce a fost. Chiar că e cea mai tare ediție din câte a fost. Da, îți place? Da. Îți plac toate fetele, a? Da. Păi culmea cum îți plac ție toate și altora nu le place niciuna? Chiar că. Păi, fiecare cu gusturile, nu? Clar. Fiecare are gusturile lui. Așa, iar stați așa că mai revenim. Totuși Diana era foarte supărată, ai spus tu băieților în casă. De ce erai supărată, Diana? Eram supărată în urma galei de sâmbătă. De ce? M-a enervat un pic Andrei, dar mi-a trecut. Andrei? Da. Ce ai făcut, Andrei? Eu oricum enervez pe toată lumea. Acum nu mai mi-aduc aminte. Cu ce? Spune-mi cu ce. Ah, cu faza că mi-ai spus tu. Dacă stau pe da, scaun. Da, faza cu înălțime. Păi eu ar fi trebuit să mă supăr. Deci, nu, eu ar trebui să mă supăr. Tu n-ar fi trebuit să te bagi. Cum? Dacă mi-ai spus mie, mi-ai spus, dar stai pe scaun. Nu ți-am spus, i-am spus tuturor băieților, o reluăm discuția aceasta. Da, da, ai zis când erai la el, ai zis că da, da l-ai întrebat dacă ce stă... Ce stai jos? Nu, am spus, sunt puși pe scaun. Nu-mi pare atât de înaltă. Nu, ai reținut greșit tu, probabil, ți-l readuc eu aminte, că nu am spus special despre tine, nici nu știam că ești tu acolo. Păi nu știai că sunt eu. Păi, logic că nu știam. Deci ar fi absurd să spun despre tine. Atât de mic, se pare că sunt? Da, mi s-a părut... Că toți băieții sunt mici, nu am spus special despre tine. Vezi mă și mie că sunt mic, mă, dintre fete. Și nu mai până pune. Și Traian mi s-a părut că este mic de înălțime. Uite. Înseamnă că mergeai cu ai, măi, Diana, măi, că picioroangii din alea. De interminabilă. Deci doamna Mirela, s-au confundat subiectele. Eu am spus că ori erau puși pe scaun de mi s-au părut foarte mici, ori aveam eu tocurile foarte înalte. Nu m-am referit la cineva anume, în special la Andrei pe care... Da, acum când îi vedeți bine, doar pe aceștia trei, vi se par mici de satură? Nu, bineînțeles că nu. Sunt ok, băieți, e? Da, din toate punctele de vedere. Și așa, dacă sunt mai musculos, mai cum sunt ei, așa, sunt ok? Vă place? Măi, voi, ba că să te-au încordați când i-ați atins, ba că să te-au așa. Dar dacă erau niște burtoși de aia, cu vreo două rânduri de burți peste curea, cu o ceafă lată, cu flaște așa, vă plăceau? Cu gușă. Cu gușă? Vă plăceau? Bravo lor, că sunt lucrați, nu așa trebuie să arate un băiat care vine să fie ales. Vă plac sau nu? Uitați-vă și la fete. Normal trebuia să alegeți băieți frumoși și uitați-vă la fete, cum arată. Da, așa, fiecare îți place cel mai tare. O să fii Traian 2. Traian 2? Bunica, eu nu am ales nimic. Cu dumneavoastră vreau să vorbesc serios, doamna Maria. Pe cine place nepotul? Sigur știe bunica. Păi nu am amândoi pe toate. Eu auzi, am de surioare și anul sunt singur la părinți. Dar tu ai venit aici să-ți faci surioare? Da. Surioară pentru nepotul meu. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Mireasă pentru fiul meu. Am revenit și continuăm discuțiile, dar înainte de toate, astăzi este luni. Să începem bine, dacă tot a început anul școlar, să începem și noi citind mai multe cărți, că ne ajută asta la multe lucruri în viață. De exemplu, dacă vine acum ploaia și vine toamna și parcă ne încearcă așa nostalgie, începe astenia de toamnă, cum se spune, și devenim mai introvertiți, nu mai ieșim la fel de mult din casă, trebuie să ne reculegem cu ceva și trebuie să ne readucem energia, romantismul în suflet. Cum? Citind.
Și nu orice fel de cărți, ci cele propuse de editura Litera de astăzi, pentru că aveți ocazia să vă completați colecția de cărți romantice. Deja concurenții au pus ochii pe ele. Vreți să vă zic o glumă bună? Numai eu cu dumneavoastră. Mi-au cerut băieții să le dau niște cărți să citească în casă, că se plictisesc. Ce cărți vreți? Abecedarul. Ce vrei? Abecedarul. Ție dau abecedarul. Așa. Tu, Laurențiu, ce vrei? Eu... Nora Roberts. Ce vrei? Nora Roberts. Nora Roberts, vrei? Vieți la limită. Cum trăiești tu la limită, de-ți plac toate 15. Da. Bine. Lui Traian îi dăm aleasa inimii. Pe aia am pus și ochii, poate. Uite aici, Julia Quinn. Uite, n-avem la cural alesele inimii, n-avem? Hai că dacă, uite, dăm două cărți, poate la plural, seama, o aleasa inimii plus o aleasa inimii egal alesele inimii. Ți le dăm ție în dublu exemplar, Traian. Vrei? Da. Bun. Care sunt acestea? Nu mai zic nimic. Lasă că zice Acușcă. Problema este că e mult de discutat pe tema asta. Deci, dacă vreți cărțile pe care și le doresc și concurenție, dar ei nu le pot avea, spre deosebire de dumneavoastră, care le puteți avea, vă puteți completa, vă spuneam, biblioteca cu 30 de volume semnate de autori precum Mary Jo Putney, Amanda Quick, Daniel Steele și multe, multe altele. Colecția cuprinde cele mai iubite romane de dragoste savurate de milioane de cititori din lumea întreagă. Ce trebuie să faceți? Astăzi și numai astăzi. Să comandați 30 de volume din colecția cărți romantice, toate cele pe care le vedeți aici, dar nu le puteți vedea pe toate, că n-au încăput, mai sunt încă multe altele și în spate, doar trimițând un SMS cu textul Litera la număr de SMS 1771, tarif normal. Toate cele 30 de volume costă, atenție, numai 149 de lei, redus de la 597 de lei. Deci 149 de lei pentru toate cele 30 de cărți. După ce trimiteți un SMS cu textul Litera la numărul 1771, veți fi contactat de un operator, vi se iau datele și primiți coletul la domiciliu. Plata se face ramburs. Vă doresc lectură plăcută. Noi ne ocupăm între timp de romanele scrise în casă de către concurenți. Vezi mai bine romanul... Alesele inimii. Împartem inima în două. Sau blondă, blonda sau bruna, îmi e tot una. Deopotrivă le iubesc, deopotrivă le doresc. Traian se ocupă la acest capitol de bunica. Înainte de toate, spuneți de aleasa inimii lui Laurențiu și mergem mai departe la alesele inimii lui Traian. Păi el a spus că nu și-a ales-o până acum, că ar vrea să stea cu câte una în parte de vorbă, ca să vadă dacă da, se aprinde să spuneți, ceva. Însă în pauză v-a certat nepotul, că să nu spuneți nimic. Că să nu spun nimic. Este? Aș putea eu să o cer pe bunica? Da, ai certat-o pe bunica. Nu pot să o cer pe bunica. Bunica, să nu spui. Am dat un sfat. Ai dojenit-o, să nu spui bunica. Nu, ia bunii. Păstrează pe tine, dacă crezi ceva, păstrează pe tine. Laurențiu, fii cum facem. Tu nu spui nimic. Alții nu, spun că vor două sau trei. Doamna Mirela. Și vedem care rămâne pe urmă. O să se vadă parcurs. Fiecare fată care vrea să cunoască un alt băiat sau va forma un cuplu cu un alt băiat, se va dovedi că nu e pentru mine sau nu a fost să fie pentru mine. Dar tu aștepți acum să vezi ce rămâne de la ceilalți? Nu, destinul va alege. Atât pe mine cât și pe ea. Tu crezi în destin? Da. Bine, atunci lăsăm destinul să aleagă dacă okay, tu nu poți să alegi. Tu ce spuneai, Andrei? Asta sunt eu, nu știu de ce mi-a. Ți-a luat ideea? Da. Și tu ești cu destinul? Bine, băieți, atunci cu destinul să rămâneți. Chiar, Andrei. L-am copiat pe Andrei din nou. Chiar că. Dacă și eu cred în destin, te copii pe tine. Ceva, da. Galațu, oțelul. Alea, dacă venea el de la Sucurului și de la Malul Cuciate, mai ziceam, bă, tu ai venit la Sucurului de la Malul Cuciate. Dar așa venind din Galați. Unde vine? Dacă venea de unde? La Sucurului. Așa? Sau eu de la Malul Cuciate. Mai înțelegeam că aveam gândiri diferite, dar stau și mă gândesc că vine aproape de, din același loc. Și și ce treabă are? Toți gălățenii trebuie să fie la mâna destinului? Eu am un anumit stil acolo. E un anumit stil în Galați? Da. Stilul este să... Să iubești mult. Să crezi în destin. Așa. Da. E mai mistic locul, e cu desi, da. Cu astrele, cu... E cu multă dragoste acolo. Multă dragoste acolo, care curge așa pe apa Dunării, se duce. Continuă, faleza. Faleza. Bun. Uite, la Bacău nu e așa. Deci la Bacău, domnule, ai pus mâna pe ce-ți place. După aia vezi care-ți place mai tare. Dar ideea e mai să pui mâna pe ele, să le ții așa, că dacă vine altul și ți le ia. Lucru pe care Traian a făcut foarte bine, încă mai stă... Fetele.
Nu vreți să vă mutați una lângă alta, că mi-e ușor pentru băieții cu cadru, că se chinuie unul să dea pe cadru pe Constantina, unul pe Corina. Dacă stați una lângă alta, dau și băieții mei de la cameră un singur cadru și mai ușor. Și lăsăm pe Trean aici, fetele aici? Nu. Ce zici? Ne urcăm noi sus și vine Trean aici, fetele aici. A, vrei să stai tu lângă Oana sau lângă Andreea? Hai, Laurențiu, lasă! Am să mă scot, dar nu. Hai, Laurențiu, lasă! Și dacă îl punem pe Traian între cele două, uite așa, o să-și sucească gâtul, că nu o să știe nici. Nu, ține de mână. Le ține de mână pe amândouă, zici tu. Și tu ești invidios pentru că îți place de cine dintre ele două? Pe amândouă. Bine, hai să mergem. Da, că amândouă sunt cu C-o și cu C-o, vezi? Sunt frumoase, sunt frumoase. Ai știut tu, că doar ai vorbit cu Gabi, le recomandai lui. Vedeți? Bine, hai să vedem materialul, ce facem cu Traianu, că uite, mai trece o săptămână și băiatul tot nehotărât a rămas. Vă vedea asta din următoarele imagini. Mireasă pentru fiul meu. Constantina, te iubesc. Tine, te doresc. Poate și-a făcut și Constantina un top în minte. Nu mă interesează. Robert, Raymond, Sorin și Gri. Cred că este și Gabi. Și eu m-am gândit la Gabi. Ce treabă am eu? Dar lui Nicola Brunetă. Păi care ai pus Grig ochii astea? Pa, Marianita. Din toate trei. Care ți-a plăcut cel mai mult dintre toate trei? Nu-i prost. 6. Dar poate o fi al cincilea. Mă, ce-i frumos și Dumnezeu îi place, adevărul. Ce ți-a plăcut la ea? Nu mai e frumos. Să nu-ți placă, înseamnă să fii. Constantina, Constantina, tu mi-ai furat inima. Băi, tot zis, vreau să fiu tată tânăr, nu vreau să fac copii când se fac, nu când ai fi plictisă de viață. Și nici nu mă interesează de treaba lui, să aleagă cu inima și am zis să mă aleagă și cu creierul. Dacă spun vreo minciună, intervenite afară și... Normal. S-o termină. Normal, mai bine, mai ales din partea fetei. Și eu, dacă prinde minciuna, o terminat-o. Nu știu. De el mi-a zis, doamne, că foarte mulți și în afară de la ei mult. Nu te gândi pe canapea, am mai răspățit și pe am are șase, să ai plăță. Cine? Cine mi-a dat-o vedea pe Diana? Nu trebuie să spun acum. Nu, că i-a spus că nu și... Nu a fost că nu. Nu, nu, stai liniște. Ce-i spune citirea? Nu mă întrebă dacă sunt pe listă. Te-a întrebat dacă el este pe listă. Știi ce este? Că da? Și el? Ce? Fetelor, numai, nu, nu, da, foarte mult. De asta te-a pupat cam eu? Cine? Dar poate a fi băgat să când am dat pe poate. De? Poți că nu mai vrea să cunoască pe nimeni. Poate avem un primul cuplu. Din partea lui, da? Din partea ei. A stat numai lângă tine, nu? Două. Două au stat lângă tine? Și cum spui că ai stat cu două, Traian? Înseamnă că tu nu ești mulțumit. Dar nu mulțumit. Poți să stau cu două? Păi tu nu ești mulțumit. Dar nu poți să stau... Sunt foarte mulțumit. Păi atunci o stai și la cu două. Tu, acum, sincer, ai văzut ceva ce-ți place mai mult? Fii sincer. Da. Nu! Haideți să mă rămâne, deci astea două, îs la jumate, depinde să le cunosc pe amândouă, deci nu vreau la altele, la astea două, vreau să le cunosc pe ele. Și care una urcă, alta coboară, și care a urcat, cu aia rămân. Îmi au plăcut, dar vreau să văd ce da, gândesc. Da, corect, că și asta cum o cheamă Corina, a spus că îl are pe locul 2 pe Laurențiu, eu vreau să știu acum tu, care-i faza cu soția ta, îl place pe el? E pe locul 2. Fata îi place de doi bărbați. Păi și-a spus, Laurențiu și Sorin. Da. Păi și tu ești de acord să te cuplezi cu cineva care știi că îi mai place și de Laurențiu și de Sorin? Da. Da? Nu o să fie surprins cu cine o să mă cuplez eu. Nu o să-i zic nici la mama, nici la nimeni. Mie îmi spui atât. Eu am întrebat-o pe fata asta, pe Constantina, care-i pe lista ta? Zic, am întrebat-o și am întrebat-o de cine, de câteva persoane anume și a zis că nu. Și am zis eu sunt pe lista ta și a zis că da. Mireasă pentru fiul meu. Ce-i mai, Laurențiu? Căldurile. Mai Traiane, tu da, în timp cald. Ce stai să vezi alba-neagra, că tu joci la alba-neagra acum, ia uite-le. Blonda-neagra. Blonda și brunetă, oricum ele n-au nimic, așa să zici, din punct de vedere al fizionomiei, în comun. Deci,
Înseamnă că îți place foarte tare, de amândouă nu te poți decide. Ideea este că în timp ce tu te nehotărăști așa și rămâi în nehotărârea ta, Raimond cântă prin curte, Constantina, te iubesc, doar pe tine te doresc. Nu, Robert cânta. Robert, ah, Robert era, iertați-mă, Robert. Și Robert. Constantina, Constantina, tu mi-ai furat inima. Păi, stai puțin, în timp ce tu încă te mai ai așa, băieții deja fac versuri. Cum facem? Păi așa e frumos. Competiție. Ce? Așa este frumos, competiție. Păi competiție, competiție, dar să știm și noi. Cum și cu cine? Ei cântau lui. Poftim? Ei cântau lui, cântau în locul lui. Acum, am văzut, Andrei, că tu încerci să îl tragi de limbă pe Traian, într-un fel să-l ajuți. Ca să înțelegi, înseamnă că tu nu ești mulțumit, îi spuneai. Ai văzut ceva ce-ți place mai mult, dacă nu ești mulțumit, da, de exact cele exact asta am văzut, asta mi s-a părut. Adică? Că și-a schimbat părerea, nu știu, a fost așa și după... De cine? Nu că ți-ai schimbat părerea, dar într-un fel sau altul ai cunoscut-o pe Corina, prima și prima oară, așa, da. Ți-a plăcut foarte mult de ea, da. Erai... Nu decis, aproape, într-un fel sau altul. Și după ce ai cunoscut-o pe Constantina, ți-ai dat seama că, pe de Constantina fapt, îți place și de ea. Păi după ce ai cunoscut-o și pe Constantina, ți-ai dat seama că poate ți-ar place și de asta ai spus că sunt... Nu, vreau să văd cum este. Păi da. Să o cunosc. Dar ți-a plăcut. Da. Păi vezi, de ce nu? Spune adevărul. Și da, acum, Andrei, mai avem ipoteză. Pe primul loc era Corina. Da, păi era. Asta am spus și eu. Era. Pe primul loc era Corina și după urma Constantina. Era. Și acum ipoteza e că de fapt s-ar putea să-i placă de o a treia, de a nu... Se poate, dacă... De Andreea. Și așa, de cine? De Andreea. Lui Traian îi place de Andreea? Da. De unde știi? Nu, doamnă, nu știu, doamnă. Îți place ție de Andreea? Da, sigur. Da. Sigur lui îi place. Da. Îți place de Andreea? Da. Uite, mă, că am scos ceva de la tine azi. Și când colochiști ce? Cred eu că Andrei îi place de Andrei. Dar și de Mariana îmi place. Și de Mariana? Și de Oana. Hai, lasă-mă cu vrăjeala asta de la Galație, nu? Lângă. Păi, dar nu a zis că e mistic acolo, n-a zis el că pe faleză, ia uite. Frumos, măi, acolo, doamnă. Știu că e frumos, dar... Nu mai e nimioare, nu. Stai așa, Laurențiu, stai așa, Laurențiu, că nu știi... Nu știi ce te așteaptă. Deci, n-ai vrut să-mi spui nimica. Ideea este, Traian, ce facem? Ce facem? Pentru că tu spui așa. Astea două sunt la jumătate. Deci, noi avem așa la jumătate sau amândouă. Astea două, tu ziceai astea două. Constantina și Corina. Cum anume vei decide tu la cine te vei opri, aflăm după publicitate. Mireasă pentru fiul meu, fiul meu. Am revenit, haideți să mergem mai departe, pentru că iată, sunt toate fetele, da? Le-ați numărat? Da. Laurențiu le-a numărat, da? Da. Sunt toate care îți plac ție. Da. Pe toate le-am adus. Care-ți plac ție, adică toate concurentele, însă nu e vorba despre tine acum. Când a fost vorba despre tine, n-ai vorbit. Deci dăm voie să vorbesc cu cineva care știu că spune. Da, m-a lăsat. Cum ar fi, de exemplu, Traian. Traian, revenim. Doamna Iuliana, mă urmăriți, da? Da, doamna. Traian zice așa, cele două fete sunt la jumate. Deci ele sunt la jumate. Trebuie să le cunosc pe amândouă, că nu vreau altele. Deci doar la cele două rămâi. Vreau să le cunosc pe ele, una urcă, una coboară. Care a urcat, cu aia rămân. Care a urcat în ce? În voturi, în ochii tăi, în ce? Doamna Mirela, el a spus așa, la jumătate, pentru că întâmplarea a făcut ca amândouă fete să-l placă pe Traian. Să fim înțeleși, Traian nu este îndrăgostit de niciuna. Amândouă fete l-au plăcut pe Traian și atunci Traian trebuie să stea de vorbă cu ele. Vreau să le cunosc, am spus. Vreau să le cunosc pe amândouă. Nu ești îndrăgostit de niciuna? Nu, acum... Cine de vreme. Totuși tu ai spus, există spus o atracție foarte mare, dar dragostea... Între tine și amândouă? Nu, nu, nu. Dar cum? Între tine și cine e atracție foarte mare? Nu spun. Deci este o atracție între tine, da, și cineva, da, între cele două? Da. E co sau co? Surpriza. Co. Co, na sau co, na? Co. Bine. Acum, fetelor, voi, una dintre voi, e îndrăgostită de Traian? Îndrăgostită e prea mult spus. Dar există o... Dar există ceva. O atracție? Nu știu exact cum pot să o numesc. O atracție, o chimie, o... La tine, Corina? La fel și în cazul meu. Și de la tine există o atracție? Da. Și de la el există una. Dar culmea e, sau din păcate, la el există doar o atracție, nu două.
sau există două? Una. Andrei zice așa, bun, soția ta îl place pe el, că e pe locul 2. Soția ta spune că îi place și de Laurențiu și de Sorin. Dar soția fiind cine, Andrei? Despre cine? Corina. Corina. Ești de acord să te cuplezi cu cineva care îi mai place și de Laurențiu și de Sorin? Exact. Tu ce ai zis, Traian? Da. N-ai o problemă. A fost în glumă. Adică nu i-a plăcut. Nu ți-a plăcut să auzi vorbele astea? Nu că nu mi-a plăcut. Că îi place pentru... și de Laurențiu și de Sorin. Și ce pot să fac eu? Păi nu pot să faci nimic, dar eu te-am întrebat. Nu pot să fac nimic. Odată. Eu apoi asta te-am întrebat. Ești de acord să fii cu cineva nu care aș fi de acord, dar nu pot să fac nimic. Da, corect. Ce spune Corina? Zic că am mai discutat odată despre asta. Ce? Pentru că am avut o întâlnire cu Laurențiu, adică 10 minute, ultimele 10 minute mi le-am petrecut cu el și m-a întrebat. Dar i-am spus că da, îmi place fizic, dar la unul singur a fost atracția. La cine? Se știe. Păi de multe ori nu se mai știe, că ne-am amestecat. La Sorin. La Sorin. La Sorin? Nu, ți-a plăcut de Traian, da? Bine, Traian încă nu e decis. Problema este că ai dat mai multe speranțe Corinei, după care... te-ai dat seama că, de fapt, și Constantina nici ea nu-i fată de lăsat. Acum încă te gândești. Dar nu se poate schimba aici, nu dacă mă mai vrei gândesc. Să fii cu două, să fii cu două, sau... ca la musulmani. Nu știu, să schimbăm legile în România. Se poate, dar... na, facem un referendum, dar trebuie să plecăm de la ceva concret. Nu pot. Ce? Cu două. Nu pot. Aha. Chiar și dacă vrei, nu poți. Bine, hai să mergem mai departe, pentru că... poftim? Nu-l ține, cred. Mai băieți, nu-l ține inima, că bugetul ar trebui să iubească prea mult pe două, vă dați seama. Hai să mergem mai departe, pentru că tot despre asta e vorba și în următorul material. Traian, între două, nu te plouă, dar nici bine nu ție, zice vorba românului. Așa o fi sau nu, poate vom afla din următoarele imagini. Mireasă pentru fiul meu. Dacă tu nu mă cunoști, nu, atunci cine și-ar da viața pentru mine? Vezi că vede ce ai scris acolo. Și ce, dar în ce punct? I. Da, să scriu. Când să sui un punct, da. Mai fac o literă. Da, care da, de la mine. Și mai fac o literă. Când am completat numele, ați decis. Da, la care? Primul sau al doilea? Primul ce? Brunetto, șmechero. De amândouă-s la fel. Nu știu. Te-ai prins. Ba, hai da, dar una e prima și a doua e a doua. Atunci când îmi este dor, pun mâna pe telefon și te sun. Eu te iubesc ca un nebun. Trec prin fața porții tale și mă întreb unde ești oare. Poate ești cu altcineva. Bun. Da. Ce-ți place la ea? Amândouă au ceva care îmi place. Dar mai mult îți place bruneta sau blonda? Amândouă. Amândouă în același nivel? Nu. Păi tocmai una trebuie să fie mai presus acum. O să zic eu în detaliu cu cine cred eu că tu o să fii. Cu Constantina. Ce te face să gândești? Că e mai matură și mai mare și știe ce vrea. Și ce te faci să gândești că Corina nu ar ști ce vrea? Pe Corina m-am auzit pe Constantina, da. Și după părerea ta, cu cine m-aș potrivi? Bă, nu vreau să te influențez. Nu, da, păreri. Oricum o să ascult părerea. De Constantina. Îți place mai tare? Da. Pentru tine, câine. Pentru tine, câine bătrân. Astea două sunt vizor. Cu restul nu mă potrivesc, așa nu... nu m-aș vedea, cu toate că n-am vorbit cu ele mult. Da, mă, dar contează primul vedere, dacă... când îți face o impresie, adică când zici, wow... De cine mi-e dor, mi-e dor, mi-e dor... De Constantina știu că mor. Și of mor. Corina sau Corina? Păi eu am dus Corina. Două numii care încep cu la fel și termină la fel. Corina și Constantina. Tu cu Constantina nu vă potriviți pe el. Stai, mă, că l-am întâlnit.
Bine, bătrân, pătuț. Dați în ură! Da, și când o văd, știi ce zic, nu? Mie îmi plăceai, știi, dar te-am auzit că ai dat o declarație în direct, că dacă nu e Traian, tu pleci acasă. Și spun, fetiță, mie îmi plăceai, știi? Aș încerca să ne cunoaștem mai bine. Dar dacă ai zis că nu, în casă tu nu stai dacă nu te combini cu Traian, trebuie să mă dau bătut. Da. Să fac față de aia. Ce? Eu? Sau să zic că opta să zic că și da. Se complică situația, după cum auziți. Adică îi încurcați și pe alții, prin nehotărârea asta a voastră, că ei săraci numai știu dacă e rost să încerce sau nu. Pe de altă parte, și fetele au făcut anumite declarații și acum băieții dau înapoi. Dau o luăm pe rând. Ce ți-ai desenat tu, Traiane, la capătul patului? Un iepure. O inimă. Nu, un iepure. Un iepure? Da. Asta e după sintagma, cine aleargă după doi iepuri nu prinde niciunul? Se poate. Iertați-mă. Dar nu... nu-i... V-a scăpat. De... Mi-a scăpat. Dar de ce un iepure? Mă plictiseam foarte tare. Te plictiseai. Să-mi facă și pe al doilea. Și ce ai scris... Dom'le, dar nu ți-ai desenat cumva și o inimă? Da. Păi, dacă... Păi și de ce nu-mi zici de inimă? De ce nu-mi zici de iepure? Jumătate cu inițiala mea și jumătate cu semnul întrebării. Și ce scria pe cealaltă jumătate? Semnul întrebare. Co sau co? Nu, nu scria nimic. Nu scria? Nu, nu, nu. Sigur, sigur? Sigur. Bine. Te întreabă Sorin șușotit ce părere ai despre Constantina. Sorin, de ce vrea să știe părerea ta despre Constantina? Îi place și lui? Da. Și lui Sorin? Nu, no, glumeau. Păi nu mai glumiți cu de-astea. Pe cuvânt. Că și lui Robert îi place și ai văzut ce supărat era acum în finalul materialului. Deci, îi place lui Sorin de Constantina? Nu. Bun. Tu ai spus că-ți plac amândouă ceva. Sorin, totuși Sorin, fiți atenți aici. Avem, după cum vedeți, uitați-vă și voi băieți în plasmă, vă rog, și voi fetelor, avem o inimă, da? Ăsta este desenul lui Traian, da? Dar amândouă cu Corina. Da, dar nu se înțelege ce... Stați puțin, deci are așa, Traian, o jumătate de inimă, da? Scrie T de la Traian. Pe cealaltă semnul întrebării. Dedesubt ce scrie? Că te-am întrebat, n-ai vrut să-mi spui. C, O, spațiu, spațiu, se termină în A. Mai des. Sub C, O, spațiu, 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 se termină în A. Scrie Constantina. Deci, nici tu nu știi ce să pui pe linia punctată. Și imaginea recentă nu puteți să o dați? Poftim? Ai modificat? Da, am modificat. Ce ai șters? Zine, ce ai șters? Nu zic. Am mai completat? Nu. Am șters un nume. Adică unul dintre alea două, Cola, ai șters. Da. Ne-ai lămurit de ne-ai făcut praf. Da, și-a rămas, pe cine, dar... Pe cine a șters Traian? Pe cine? Pe C-O puncte puncte A sau pe C-O puncte puncte A? Zici că suntem într-un banc cu San și Bran, pe cuvânt, într-un film. Bun. Mă vrea să le cunoască. Ce nu încerc pui atâtea întrebări? Nu, sunt foarte mi ciudat să fie cine mi se pare ciudat, da? Ești de ce nu spun? Deci tu știi pe cine, dar nu spui. Da. Deci vezi? Aici... Știu, dar nu spun. Păi tu te bagi în seamă degeaba. Înțeles. Eu cred că dacă te uiți la două fete, poți să alegi una. Eu așa am spus și ieri și mențin ideea. Eu dacă văd două, sigur este una. Fără două? Să mă gândesc. Două. Nu, încă nu am văzut pe nimeni. Niciuna. Neliniștit. Eu am spus că vreau să le cunosc așa și când o să fie toți băieții, să văd cum sunt ca persoane. Cum reacționează. Da, exact. Bun, deci Traian. Iese că ai scris pe linia punctată, cele două fete nu știai încă pe care să o completezi. Înțeleg că între timp te-ai hotărât. Dar de ce nu vrei să spui? O să-i spun ei. Bine. Deci nici ea nu știe. Bine. Robert, în schimb, foarte dezamăgit. Ai auzit Constantina ce a spus? Nu prea am înțeles. Știi ce o să-i zic? Îmi plăceai. Dar am auzit că ai dat o declarație în care, în direct, că dacă nu e Traian, pleci acasă. Îmi plăceai, aș fi încercat să ne cunoaștem mai bine, dar dacă ai zis că nu stai, dacă nu te combini cu Traian, trebuie să mă dau bătut. Da. Regreți ceva sau nu te-a interesat Robert niciodată? Nu m-a interesat. Eu îmi dau seama exact, la prima vedere, în momentul în care am intrat în casă, mi-am dat seama cine îmi place și cine nu-mi place. Nu cine nu-mi place, cine nu e potrivit pentru mine ca și... Și Robert nu e potrivit pentru tine? Nu e genul meu.
Deci Robert și-a făcut niște speranțe deșarte? Îmi pare foarte rău. Eu m-am simțit foarte bine în casa băieților, am vorbit cu toți, toți sunt drăguți, dar nu pot să fac o listă de 10 persoane. Și atunci, de ce l-ai ales pe Robert la acea întâlnire? Mă repet, am știut de Traian și de Gabriel. Cu Traian am vrut să mă întâlnesc pentru că am vrut o întâlnire privată, ca să-l cunosc mai bine. Iar pe Robert l-am ales pentru că am ales ziua mea de naștere 11, nu pentru că am știut că este Robert. Nu mi-am dat seama că el este. Secundele s-au terminat chiar atunci la el, deci n-am avut timp să-mi dau seama. Am înțeles. Când am intrat în casă, mi-au spus fetele că numărul 11 este Robert, de acolo știu. Totuși, Robert, ai văzut, avea niște speranțe, chiar a și declarat, cântă prin casă, îți face versuri. Pare foarte rău. Și nu după acea declarație? Și nu vreau să dezamăgesc sau să dau speranțe false la nimeni. Bun. Tu încă mai aștepți un răspuns de la Traian? Da, bună întrebare. Aștepți. Nu știu, eu când am zis că dacă nu fac o relație cu Traian o să plec acasă, m-am referit la faptul că o să-mi fie greu să fac o relație cu un băiat din casă, pentru că o relație se bazează pe siguranță. Nu știu ce siguranță ar mai avea băiatul respectiv cu mine. Pentru că o să se simtă bine el în preajma mea și al Traian sau în casă. Și din cauza asta am zis că o să plec acasă, nu are rău să stau, nu știu. Hai să vedem însă ce s-a mai întâmplat, pentru că între timp Traian a intrat la fete a doua oară și a câștigat dreptul ăsta pentru că l-ați votat pe Traian în primii trei băieți. A intrat Traian la fete, tot ce ați văzut până acum a fost în ordine cronologică. Hai să vedem cum a decurs întâlnirea dintre el și fete, fiindcă a încercat într-adevăr să lămurească anumite aspecte. A reușit sau nu, vedem în următoarele imagini. Mireasă pentru fiul meu. Bună. Ce faci? Ce l-ai gândit? Pregătit un cocktail. Cu cine? Vrei să vorbească? Cine? Constantin. Da? Vrei să bei care a rămas la Orențiu și l-a băut? N-am mai avut ca să-l bea. Sorinem că vrea să te cunoască. Serios. Și eu chiar îmi doresc și mi-ar fi plăcut să vină și el azi, da? M-am făcut o idee, mi-a spus că îmi place. Ioana, rămâne să mă cunoaște. Stai cu mă, bă! Nu mai, gata. Stai acolo, gata, am terminat. Ce spuneai? Repetă, da. Vorba și despre mine. Eu am zis că eu aș prefera pe Iulia să o cunosc mai mult. Tu aveți cum spune tu unde ești. Ei, da, da. În comparație cu... Da. Da, angă, pisele, coane, da, angă, trangem, ca și cum ce fost la tine. Nu cred că ai scris patru pițele tale. Da, da, ca și cum... Care era fata care nu vorbea? Gina, nu. De ce? Ce ai? Eu și să vezi, mă oprești, nu poți. Tu nu te gândi că la camere sau nu te uita la camere? Nu, nu, dar așa sunt și afară. Da? Da. Ciudată mai ești. A, vorbim de câte 10 minute, că nu o să ai suficient timp. Și după aia, dacă este hotărât, ce fac toți trei. Dar nu mă bate, sau? Asta mai vedem. Rămâne de văzut. Poți să mergi cu Corința? Nu știu. Nu, de tu. Acum nu mai știi care să meargă, nu mai merge niciuna. Ce faci? Bine, dragă. Bine? Dar ce te-ai mai gândit? Ce ai mai schimbat? Tot tu ești pe primul loc. Vorbesc serios? Da? Dar tu mi-oferi o chestie, mi-am oferit altceva. Ți-am scris numele pe pat. Vorbesc serios? Chiar așa? Era și Constantina de desert și am șters-o. Când ai șters-o? Ieri. Da? Și Constantina a jucat, dar a jucat urât și a jucat cu minciuni. Dar eu nu am jucat, stai puțin, ci că și Constantina. Aici ce am jucat. A, tu n-ai jucat. Bine. Ce să vezi, n-ai jucat. Apropo, că să zice că cindaj a ieșit Constantina. 30? 30? Și nu știu cât. Fii cu mine. Da, și... Să nu fii supărat cu mine? Depinde. La întâlnire, ca să înțeleg eu, da, într-adevăr, mi-am dat seama că ești tu. Mi-am dat seama din prima secundă. De ce nu ai ales? Nu am ales pentru că nu aș fi vrut să fii nici tu, nici eu, nici Corina într-o situație penibilă. La de întâlnire. Deci crezi că era o situație penibilă? Nu știu, eu una nu m-aș fi simțit bine. Și cu el pentru și că, încă, încă două te-ai simțit bine? Pentru că pe el îl văd ca un amic. Am scris și ce nu ai ales altul? Am scris unul, pentru că, stai puțin, nu mi-am dat seama că el este Robert. Chiar a zis că i-ai pus mâna în cap și cine mai nu, avea? Nu, stai puțin, i-am pus mâna pe aici.
Ai și mireasă săptămâne, felicitări. Da, mersi. Orice decizie o să iei, o să o respect și nu, chiar nu o să fiu supărată, adică na. Bine, o să fiu puțin. Nu, puțin, da. Ceea ce nu vor să spună băieții în direct, spun materialele, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Pentru că eu v-am mai zis, băieți, ce nu... Adică ce credeți voi că rămâne secret în emisiunea asta, tot iese la iveală. Și iese așa de repede că nici nu avem timp să ne dăm seama. Ia uite, Traian. Ia, ai luat totul pe Corina deoparte. Trebuie să citesc acum, pentru că fetele n-au auzit prea bine de pe material. Și ai spus așa. Tot tu ești pe primul loc. Dar tu mi-oferi o chestie, iar ea îmi oferă altceva. Ți-am scris numele pe pat. Era și Constantina de desubt. Și am șters-o ieri. Da. Și Constantina a jucat, dar a jucat urât și a jucat cu minciuni. Cum așa? Nu știu ce să zic. Ea zice că nu m-a recunoscut la jocul care... Ai zis că m-ai recunoscut? Am zis că m-a recunoscut. După aia am întrebat-o și de ce nu m-ai ales și a zis că nu, că eram sigură că va fi și Corina și nu mă simțeam bine. Și tocmai l-a ales pe Robert. Și n-a știut să... Deci nici eu nu am înțeles... Prin alea 10 minute am ales să stau 10 minute cu Corina și 10 minute cu Constantina. Și prin alea 10 minute mi-a explicat ceva, dar nici eu n-am înțeles. Tu crezi că el a ales pe Robert știind foarte bine că era da, Robert? Da, pentru că și el a spus că i-a pus mâna în cap și e singurul care n-are păr. Dacă se dă materialul, o să observe că am pus mâna pe aici. Și sunt foarte mulți băieți care sunt tunși cam la același nivel. Chiar așa scurt pe margine. Nu-i nimeni, știi? Oricum, secundele s-au terminat și n-am avut timp. Da, nu-i nimic. Bun, dar ipoteza ta, Traian, este că în ce sens a jucat teatru și a jucat cu minciuni? Ce a încercat Constantina să facă? Tocmai asta, nu știu ce a încercat să facă. Dacă știa că eu sunt numărul 1, putea să aleagă numărul 1. Nu să aleagă numărul 1. Traian, tu, probabil ca băiat, cu siguranță te simți bine între două fete. Eu nu mă simt bine. Dar ieri te-ai simțit bine când am vorbit 10 minute cu ea, da, cu Corina și 10 minute cu tine? A fost într-un alt loc. A fost un fel... Și oricum nu m-am simțit, dacă vrei să știi răspunsul, nu m-am simțit nici eu bine și nici Corina nu se simte bine dacă ai întrebat. Nici una nu ne simțim bine să ne aflăm într-o situație... Ideea este că dintre cele două fete al căror nume începe cu C-O, tu de fapt o ștersesei pe Constantina. I-ai zis Corinei că tot ea a rămas pe primul loc. Da. Și de ce n-ai vrut să spui astăzi când te-am întrebat? Ce era așa? Încă nu ești sigur că e Corina pe primul loc? Ba, sunt foarte sigur. Sau n-ai vrut să audă Constantina că de fapt numele ei trebuie șters? Nu, sunt foarte sigur și se va vedea. Tu ai spus că deja ai ales. După materialul ăsta, eu aș putea să te întreb dacă ai ales pe cine cred eu? Sau încă ești în dubii? Nu sunt în dubii. Tu ai sărutat pe vreuna dintre cele două fete? Nu. Nici măcar pe gât? Pe gât, da. Pe amândouă? Da. Ce-o fi mai intim, oare? Să săruți pe buze sau pe gât? În urechi. O să cumva pe materialul de mai devreme, le-ai spus pe amândouă pe gât? 10 minute pe una și 10 minute pe cealaltă? Nu. Da, asta simt eu, asta vreau să fac. Doamna Mirela, să nu înțeleagă telespectatorii greșit. Nu ne-a... Poate se gândesc când... dacă zicem a sărutat-o pe gât, poate se gândesc la vreo 2-3 minute. A fost un pupic pe gât. Să nu se interpreteze greșit. Adică un sărut pe gât, nu o serie de mai multe săruturi. Nu, a fost un pupic, atâta tot pe gât. Nu a fost. Poate nu știu la Corina, dar la mine ce puțin nu. Pe de altă parte,
Tu i-ai explicat lui Traian de ce nu l-ai ales, Constantin? Da, i-am explicat, nu știu. Eu cred că am vorbit destul de clar. Ce, Laurențiu? Vă ascult. Ce? Nimic. Mi-am spus ceva. Ce? Traian. Ce? E să, să nu mai zâmbească. De ce? Să fii puțin serios, măcar acum. Eu nu. Dar tu... Asta simt să fac. Nu simt să fii serios? Eu sunt serios. Și el să fie măcar acum serios? Nu. Nu-mi sfat, așa cred că ar fi. Voi credeți că a tratat cu prea multă superficialitate această situație? Nu, a făcut doar ceea ce a simțit el. Asta mi-a spus și mie, asta a spus tuturor. Asta a simțit să facă, asta a făcut. Asta a fost alegerea lui. Sau alegerea lor, cum ar veni mai mult. Eu o să mai discut pentru că mergem după aceea mai departe și la alte vizite, dar o să-l mai ascult și pe Traian după publicitate. Mireasă pentru fiul meu, fiul meu. Am revenit, vă aduc aminte de telefon. Pentru a câștiga un smartphone, trebuie să trimiteți un SMS la 1272 cu data nașterii dumneavoastră și, conform zodiacului iudaic, veți primi un mesaj prin care vi se spune ce alegeri trebuie să faceți în dragoste și ce trebuie să faceți pentru a fi împlinit în capitolul ăsta. Că, uite, cu asta ne batem și noi capetele la emisiune. Poftim? Să mi se spună și mie că eu... Ha, barna. Nu știi, nu? Ce trebuie să faci în dragoste? Mai nehotărât decât tine... Auzi, tu lasă destinul, că pe destin ai venit aici, nu? Lasă destinul. Destinul te-a înscris? Deodată te-ai găsit înscris la emisiune? Te-ai trezit și destinul zice, Laurențiu... Îți vei găsi jumătatea. Vei găsi jumătatea la mireasă. Și când te-ai uitat, hop, erai și înscris la mireasă. Dar tu nu știi. Și eram și calificat deja. Tu n-ai completat formulare, n-ai venit aici. Destinul a făcut tot. Tu ești parașutat în copii. Ce-o fi căutat eu aici, nu? Da. Bun. E, uite, sunt oameni mai hotărâți ca tine, Laurențiu, care n-au lăsat lucrurile la mâna destinului și au ales. E adevărat, nu una, ci două. Dom'le, dar au ales. Doamne, nu se înțeleg greșit. Eu n-am ce să aleg, pentru că... N-ai ce? Nu că nu am ce. Nu ți-ai zis greșit. Am fost la fete, le-am văzut pe toate, doar le-am văzut și am vorbit printre vorbitori, că n-am să înțeleg mai nimic despre fiecare fată în parte, cum e ea. Uite, Marianita le... săraca s-a ales și cu... Ai de mine. Nu mai băgați Marianita, că Marianita n-are nimic... Nici o treabă n-are. A fost alegerea ei, dar și spune părerea. Ce e rău în asta? Săraca, adică te-a pătimit ea de pe urma faptului că unii băieți la un moment dat ziceau că tu și cu ea v-ați potrivit. Păi da, așa mi-a zis și mie în casă tot la fel. În fiecare zi mi se spunea, până acum de curând, când am zis gata. Mi spunea în fiecare zi că tu ești deci Marianita mare... Și ieri mi s-a spus chiar că și azi că Marianita va fi a ta. Marianita... Și tu nu. Rămâne de văzut. Nu se știe momentan. Nu se știe. Mult, e mult prea devreme. Vreau să cunosc cea băieți. Hai să facem așa. Constantina, tu ai încercat să explici lui Traian de ce nu l-ai ales pe el. Da. Și spune așa, știam unde ești tu din prima secundă la acele da, imediat atingere. Da? Dar nu am ales pentru că nu voiam să fiu nici eu, nici tu și nici Corina într-o situație penibilă la întâlnire. Eu una nu m-aș fi simțit bine. De-aia nu l-ai ales pe exact, aia. Dar nu numai Corina, cu siguranță s-ar fi dus și alte fete, nu? Deci trebuie să acorde timp la întâlnire și pentru celelalte fete, pentru ce să mă fi dus? Însă el zice și cu el și cu încă două te-ai simțit bine? Acum, pe tine te-a deranjat, Traian, faptul că ea l-a ales pe Robert, te-a făcut puțin gelos? Nu. Și atunci de ce ai spus că dacă cu el, adică cu Robert și cu încă două s-a simțit bine? Păi dacă cu el și cu păi Corina... Păi dacă a zis că dacă era și Corina nu se simțea bine cu el și alte două fete. De exemplu, cum am fost eu la întâlnire cu Corina, Oana și Mariana. S-au simțit bine toate trei, pentru că le-am oferit atenția la toate trei. Deci nu trebuia să te simți... Oricum, ideea este următoarea. Și Constantina, atâta te mai întreb și merge mai departe. Da. Dacă ai fi știut că la acea întâlnire nu vine Corina... Dar tu ai fi avut posibilitatea să te vezi cu Traian și cu alte fete, dar fără Corina. Te-ai fi dus? Da. Deci era problema între tine și Corina. Da. Bun, despre asta. Aici am vrut să ajungem. Altfel ai spus că tu pe Robert îl vezi doar ca pe un amic da, și că nu asta. L-ai ales cu alte gânduri. Da. Și acum, în condițiile în care Traian a ales... Dar nu a ales, doamna Mirela, ce nu se înțelege? Hai să facem așa. Presupunem că Traian a ales, pentru că... Doamna Iuliana, Traian i-a spus Corinei că tot tu ești pe primul loc. Dar rămâne de văzut să vorbească, s-ar putea să fie Corina pe primul loc, pe al doilea Constantina și să fie o a treia fată. Cum a zis și Andrei. Păi nu, care-i problema? Nu, facem așa. Dintre cele două, el până în acest moment o place mai mult pe Corina. El a spus. Traian, pe material. Se va vedea.
Și dacă ați auzit, el a șters numele Constantine de pe pat. El. Și nu poate să apară din nou? Da, sau ce? Da, eu vorbesc până mai în momentul ăsta. Pe pat. Dumneavoastră să-l întrebați. Încă de 10 nume. Pot să scriu. Bun. Eu acum vorbesc numai pe ce știm, pe materialele pe care le avem. Constantina, nici așa nu ți-ar plăcea, n-ar avea Robert o șansă la tine dacă, să spunem, Traian ar fi ieșit cu totul din ecuație? Nu este genul meu. Nu-ți place Robert? Bun. Hai să mergem la vizita lui Andrei. O vizită mult așteptată, cred, și de către el, și de către celelalte fete, că au auzit multe despre el. Și cred eu și de către dumneavoastră, că de aia l-ați votat pe Andrei cu un procent de... Cât ai avut? 37. 36% sau 37% din totalul voturilor pentru băieți. Așa că mergem și vedem cum a decurs vizita lui Andrei în casa fetelor. Mireasă pentru fiul meu. Să nu-ți dea nebii un pumn în gură. Să nu se poată. Intră drept pe poziție, el cu pumnul în față. Bună! 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 Ce n-au salutat? Andrei. Cine a zbirat? Ce faci? Bine. Așa? Bun. Ce-mi povestesc despre voi? Și acum venim vorba, ai ustensilele astea la tine de tatuaje? Că nu ai niște tatuaje. Nu? Nu te-au lăsat să le iei? Nu, dar le am în Italia. Eu am venit în vacanță în România. Voi v-ați format o părere? Nu, mine? Dar trebuie să spunem adevărul. Sinceritate am făcut. Nu, după câte am auzit așa, bine, eu vorbesc numele meu, nu numele tuturor. Așa. Nu una prea bună, dar acum că te văd, ești simpatic așa. Da? Da. Păi tu ai zis că nu știi dacă vrei să ne mai cunoști atunci după paravan. Am spus că nu vreau să vă mai cunosc. Sau așa. Așa. Am înțeles că ai chipul a două iubite. Nu, am chipul unei iubite. Foste. Da. Ai vrut să spui. Da. Să înțeleg că ai iubit-o mult de te-ai determinat să... Cel mai mult. Și ce să faci dacă următoarea iubită să faci? Ce să fie geloasă? Este ceva din trecutul meu. Dar tu ai stat cu o fată care ar avea tatuat fostul ei iubit? Nu. Dar dacă ți-ar cere să faci ceva din ele să nu se mai vadă? Nu aș face. Nu? Nu. Dar poate că o să iubești tu persoana respectivă și pentru ea vei face pasul tău. Și voi? Păi spune, ați fost îndrăgostite, sunteți încă îndrăgostite. Eu am fost timp de 7 ani de zile. Da? Da. Eu și așa. Da, și eu, 3 ani. 3 ani de zile? Anul ăsta trebuia să fac nuntă. Și de ce? S-a despărțit. Și eu trebuia să mă căsătoresc în septembrie. Septembrie e acum? Da. Trebuia să faci pentru toată viața, ceea ce înseamnă că încă ești îndrăgostit. Da, încă mai țin, poate, la ea, asta e seama, e și normal. Deci nu ești aici să uiți. Să uit, poate să cunosc pe cineva mai... Ca mai bun uiți, de atât. Adică cineva mai... te-ar putea face să uiți sau cum? Normal, că cui pe cui se spune. Dar tu ai putea face pe cineva să uite? Dacă i-aș place, normal că aș face. Da. Și cum te-ai simțit tu când ar trebui să fii maimuțoiul ca să faci orice numai să-l uite? Deci mie chiar nu mi-ar plăcea să fiu în postura asta. Da, din moment ce ai venit aici, nu cred că încă o mai iubești atât de rău. Dacă el luna asta trebuia să facă nuntă pentru toată viața, eu cred că sentimentele sunt foarte puternice. Nu faci așa nuntă pe orice. Nu se mai face nuntă pentru toată viața. N-a venit un copil de 20 de ani să facă nuntă pentru toată viața. Și tu, Corina? Mamă, eu nu mai comentez. Dacă eram în locul tău, o luam de păr și... Dădeam două... De ce? De ce e... Păi da, dar că ea prima oară a venit și a spus... Corina! Andrei, nu, tu ce ai face dacă ți plac două fete din casă? Nu ai stat de vorbă în particular cu amândouă să vezi nu, ce... Nu, una va fi întotdeauna mai specială decât cealaltă pentru mine. Nu, nu vor exista niciodată două la mine. Va exista decât una și atât. Da, dar nu să aleg, like, pe așa și la ea. Păi, dar eu nu mai am cum să aleg între ea și ea, dacă eu deja le-am văzut pe amândouă. Și ce ciudat că toți ați vorbit frumos azi. Dar nu știu cum să faceți ceva de ce ați vorbit. Să facem? Da. Eu n-am promis că o să fac nimic. Toată lumea spunea Johnny Bravo. Pisime cu Johnny Bravo. În mizerie. Mireasă pentru fiul meu. Avem toate personajele din desene animate aici. Da. Acum am ajuns la Johnny Bravo. Bun, până la asta însă hai să vedem. Cum ți s-a părut că ai fost primit de către fete, Andrei? Foarte frumos, elegant și, nu știu, surprins. Surprins? Da. Dar sunt așa cum îți poveseau băieții în casă sau cum le-ai etichetat tu după acea întâlnire la paravan, să spune? Sunt foarte bine. Adică sunt mai ok decât după paravan.
Deci nu sunt chiar așa de speriat cum a părut atunci. Da. Dar el pentru voi a fost așa de speriat cum vi s-a părut vouă după paravan, că niciuna nu l-ați ales. Nu? Nici la întâlnirea asta Laudă nu s-a bucurat de prea multe alegeri. Adică niciuna nu l-a ales. Acum, vi se pare că Andrei este cel pe care vi l-ați imaginat voi sau e un tip... Nu zice niciuna nimic din 15? Iulia. E foarte glumeț. Așa. Și mie mi se părea, înainte să-l cunosc, un băiat dur. Dur. Un băiat dur. Dur, da. Dur. Dar... Dar de fapt e un tip da, ok. Da, e un băiat glumeț. Diana, ce părere ai despre Andrei? E ok. Măi, m-am săturat, deci hai să scoatem asta cu ok. Da, nu mai și suport, eu m-am enervat astăzi. Nu mai suport cu ok. Scoatem, nu există termenul ăsta. Ori descriem ceva, ori nu mai e facem. E bine editat. E haios, vorbăreți. A fost super ok. Acum, vreau să vă... Ce spui, Claudia? Arată și bine. Arată bine, zici da. Tu? E mai înalt decât tine? Fii atent ce tocuri da. Are Claudia. Vino puțin, da. Andrei, ia la valiera mână. Bravo, n-ai ce să faci. Claudia, vino puțin. Dacă e normal așa, deci, măi fetelor, uite, să stăm așa. Auzi, dar nu cu fundul la telespectator. Băi, aoleo. Așa, deci, fii atentă. Și cu toate cele astea, tot nu ești mai înaltă decât el. Ca să nu mai spuneți că ei sunt mici. Acum, dă-ți toate cele jos, facem un experiment. Claudia, dați-le jos. Măi, ce, dă-ți-le. Dar nici nu trebuie să facă yoga să ajungem noi la el. Păi nu facem yoga, dar nici voi nu mai veniți, măi, cu de-astea de 15. Ia, hai, lasă, dă-te jos, Claudia, stai jos, stai pe tâlpile tale. Acum, măi, fetelor, așa nu vă mai place? Numai cu de-astea de catalige din astea, de să băgați în... complexați băieții din competiție. Ia zi, Andrei. Da, acum. Acum merge? Ce mai spui? Eu n-am zis acum, nimic. Mai? Mai eu n-am zis de înălțime nimic. N-ai zis nimic de înălțime? Nu. Dar cine era cu înălțimea? Diana. Diana. Dar cine? Diana a fost. Și Oana. Și eu sunt un pic mai înaltă decât Diana și decât Oana. Deci tu ești mai înaltă decât da, ele. Ele da. Sunt și mai mici decât tine. Bine, asta am vrut. Mulțumim pentru da. Experiment. Mergeți la loc. Totuși, vreau să știu, fetelor, este între voi o persoană care ține neapărat să-l cunoască pe Andrei? Sau ținea neapărat să-l cunoască? Hai, da, Diana, eu, arată-te. Eu. Da. Nu neapărat să-l cunosc ca pe un viitor iubit sau, dar în primul rând pentru că m-a enervat un pic la gală și chiar vreau să-l cunosc și chiar vreau să văd dacă e atât de dur și în realitate, cum așa face-to-face cu noi fetele, și cum a fost și după paravan. Este, și... este dur? Nu știu dacă s-a abținut sau nu, dar nu a fost chiar atât de dur. Ideea e următoarea, că tu, Andrei, ai povestit un lucru despre care nici noi nu știam. Tu trebuia să ai nuntă în septembrie acum. Pe cât? Nu, și într-o zi. Taci, nu, mă, nu, Andrei, nu, ai, nu, ai să, trebuia să bag actele, să fac cununia civilă. Cununia civilă, în septembrie? Da. Și acum fetele n-au motive să se simtă, nu știu, neplăcute, neinteresante pentru tine, având în vedere că tu aveai sentimente foarte puternice pentru cea cu care trebuia să te căsătorești luna asta. Da, normal că s-ar simți aiurea, dar... Faptul că sunt aici înseamnă că vreau să cunosc pe altcineva. Dar tu ai uitat-o, sigur, pe fosta ta iubită? Deci aș spune o minciună dacă aș spune da, am uitat-o. Da, cred că oricare dintre noi care a avut un fost prieten și a venit aici, încă îl mai ține minte. Dar sentimente mai ai pentru ea? Deci ceva este, da. Și atunci are vreo șansă, vreo fată? Uite, Oana te-a întrebat, ți-a pus niște întrebări destul de pertinente. Dom'le, eu m-aș simți un măscărici, m-aș simți o, nu știu cum a zis ea, o... Mie nu mi-ar plăcea să fiu în postura asta. Un deci... maimuțoi, a zis. Pentru că e clar că tu, dacă mai ai sentimente pentru fosta ta iubită, nu o să ai niciodată loc pentru o altă fată în inima ta. De ce? Așa zic fetele. Eu cred că sunt mai mulți băieți care au avut o relație și au iubit pe cineva mai mult și încă n-a ieșit din sufletul lor. Asta am spus și ieri, cui pe cui se scoate, adică dacă... A fost părerea mea, poate am folosit un cuvânt greșit. Dar tu crezi asta, cui pe cui se scoate? Nu. Ba da. Nu. Din punctul meu de vedere, așa nu merge. La mine n-ar merge. Să iubesc acum pe o persoană și să vină Andrei sau oricare alta și să mă facă să uit, nu ar putea. Orice Edith. Ar face. Ca și cum ar fi. Edith, tu când te-ai despărțit de fostul tău iubit? Acum 2 ani. Și spune,
Ai avut sentimente pentru el mult timp după aceea? Ai reușit să-l uiți repede? Tocmai de aceea, după ce m-am despărțit de el, 2 ani de zile n-am fost cu nimeni, că nu puteam, încă mai aveam sentimente pentru el și nu vreau să fac persoana de lângă mine să sufere. Andrei, când te-ai despărțit de fosta ta iubită? Acum 2 luni. Acum 2 luni și tu deja ai vreo 3 săptămâni de când ești în competiție. Da. Deci cred că te-ai despărțit și ai venit plângând aici. Bun, mai mergem și cu alte materiale, dar după publicitate. În câteva minute începe Observatorul Orei 16 cu cele mai importante știri. Mihaela Călin are mai multe detalii. Bună ziua, Mihaela! Bună, Mirela! Doamnelor și domnilor, iată ce vedeți la ora 16. O tânără farmacistă de 25 de ani a fost răpită din mijlocul Iașului, ca în Sicilia, de pe stradă, în plină zi. La câteva ore după, un bărbat a sunat-o pe sora fetei și a cerut o răscumpărare de 25.000 de lei. Și trage speranțe că îi va primi, probabil, mai ales că fata este nepoata unui primar. Copiii au început școala astăzi cu zâmbetul pe buze, părinții însă smulgându-și părul din cap. În multe școli din țară încă sunt toalete turcești, mobilier degradat și mizerie cruntă. Autoritățile locale spun fără nicio jenă, situația este care este. La spitalul din Hunedoara este iureș mare, 2 nou-născuți care inițial păreau perfect sănătoși au murit la câteva ore unul de altul. Medicii par debusolați și ei, nu știu ce s-a întâmplat și fac anchete, iar asta înfurie și mai tare pe părinții îndurerați care amenință cu poliția și colegiul medicilor. Vorbim pe larg despre toate acestea, o să vedem însă și alte știri împreună peste câteva minute la Observator. Mirela? Mulțumim foarte mult, Mihaela, rămânem alături de voi și astăzi. Până atunci ne întoarcem la ale noastre și am rămas în materialul cu vizita lui Andrei în casa voastră. Andrei, Edith spune din proprie experiență că i-au trebuit 2 ani să uite o relație. Un băiat cu care trebuia să facă nunta. La fel și situația ta. Trebuia să faci nunta cu o fată pe care ai iubit-o foarte mult. Da. Despărțirea ta însă a avut loc acum 2 luni. Da. Eu te întreb și te întreabă fetele. Tu ești sigur că ți-a trecut sau a venit aici să uiți pe fosta ta iubită? Am venit să încerc o nouă experiență. Poate să încerc altceva nou. Acum nu o să mă opresc. Și o să stau în casă și o să plâng. Dacă ea te vede, e româncă? Da. În Italia? Nu. În România? Da. La Galați? Nu. Da unde? București. Au. Dacă vine, s-a auzit telefon. Tu ai mai urmărit emisiunile noastre? Sezonul trecut cu un gălățean de-al tău? Nu. Ai aflat? M-am uitat așa. Da, ai aflat de un gălățean de-al tău ce a făcut? Nu. O să-ți povestească. Ah, Marcel. Nu cu Marcel, cu George. Nu, știu. L-a sunat fosta iubită în direct și a spus că îl vrea înapoi. Da. I se sfâșia inima, pentru că și el o iubise. Dar uite, domnule, cum s-a întâmplat de a făcut nuntă cu Lorena în finală. Dacă ți s-ar întâmpla pe tine să te sune iubita fosta care e în București, deci e în București, da, te sună în gală sau vine aici, crezi că ai putea să rămâi și să-i spui nu? Sau de-aia ai venit, să vezi cum reacționează? Nu, nu, chiar nu am venit de asta. Am venit să, pentru mine, în primul rând. Să văd dacă... Fetelor, vouă vă prezintă încredere un băiat ca Andrei, în starea lui, nu, vă întreb, în situația lui sentimentală. Ați putea investi sentimente în el, fiind sigure că nu vi le va răni, Oana? Nu știu, el a spus că a venit în vacanță. Ce-a spus că ce? Că a venit în vacanță aici. Da, în România în vacanță am venit. Probabil a venit pentru o nouă experiență, să se distreze, nu știu. Nu. Nu-l vezi pregătit pentru, deci, căsătorie? Din punctul meu de vedere, având în vedere că trebuia să aibă nuntă luna aceasta, nu. Păi și dacă pe parcurs aș cunoaște pe altcineva și m-aș îndrăgosti de acea persoană? Ar trebui să știu tatuajele. Cum? Nu știu, am zis, din punctul meu de vedere, nu cred. Mai ales că tu ai și cele 2 tatuaje cu fosta iubită. Da, corect. Te leagă foarte multe lucruri... Cui pe cui se scoate, dar nu prea... Da. E părerea mea și atât. Ok. Tu ce crezi, Claudia? Am aceeași părere. Ca Oane? Da, ca Oane. Exact la fel. Poți să-mi spun exact și o părere? Stai puțin, Laurențiu. Adică nu cred că este pregătit să aibă o nouă relație. Andreea, tu ce zici? Acum dă microfonul, Oana. Eu i-am spus și lui Andrei. Mie mi-ar fi greu să mă exteriorizez față de el. Pentru că știind că el încă mai ține la fosta iubită, mi-ar fi greu să mă deschid în fața lui. De asta poate a fost reticent și cu voi la acele întâlniri și poate și acum la fel de reticent este, pentru că încă n-a pus ochii pe nicio fată?
O, poate fetele astea sunt frumoase, dar nu le vezi tu, Andrei. Păi, tu n-ai ochi decât pentru tatuaj. Nu, nu mă refer la frumusețe aici, în primul și în primul rând. Dar am spus că vreau să le cunosc așa cum sunt ele ca persoane și poate m-aș atașa de cineva. Asta am spus. Și nu aștept ca una dintre ele să se îndrăgostească de mine. Poate nu o să se îndrăgostească. Și vă spun sigur că dacă cineva de aici s-ar îndrăgosti de mine, n-ar avea nici nimic de obiectat sau ceva de reproșat. Adică eu, când mă dedic, eu când mă dedic cuiva, mă dedic cu tot sufletul. Așa cum ai spus, cu fosta iubită. Da, exact. Asta este o problemă, că faptul că sunt aici și am avut o fostă iubită, cu toții am avut o fostă iubită, nu? Când ai venit la noi în casă. De asta vii la Mireasă, ca să cunoști pe altcineva. Ai spus că ai vrea să te muți în București. Eu personal, acum când am auzit că fosta ta iubită e din București, chiar nu aș putea să am încredere. Păi aș vrea să mă mut în București, că îmi place Bucureștiul. Iubești cu adevărat, n-ai cum să uiți. Atunci când iubești cu adevărat, n-ai cum să uiți așa de pe o zi pe alta o iubire. Ne-am despărțit, dar poate încă mai țin la tine. Eu îl înțeleg perfect. Da, dacă ele știu cel mai bine. Acum, e o perioadă. Nici el n-a negat că nu ar mai avea sentimente pentru fosta iubită. O să vadă cel mult în voi, mă gândesc, niște fete care să-l înțeleagă și poate pe parcurs, într-un an de zile, veți ajunge să vă și iubiți. Asta am spus și eu. Că acum știi cum e, tu zici că atracția la prima vedere n-a fost. Dar în celelalte relații ale tale șapte, câte ai avut de iubire și pasională, e clar că n-a fost suficientă numai atracția, că de-aia nu mai ești cu niciuna, nu? Da. Deci poate mai trebuie și altceva în plus. Da, exact. Ceea ce poți să descoperi la una din cele 15. Exact. Bine. Însă hai să revenim puțin și la... Repede, că se termină emisiunea. Uitându-se spre Corina și Constantina, tu spuneai așa, Andrei. Tu, Corina, dacă eram în locul tău, o luam de păr și îi dădeam două. Ea, prima oară, a venit și a spus. Întotdeauna, una va fi mai specială decât cealaltă pentru mine. Nu vor exista niciodată două la mine. Exact. Nu va fi decât una și atât. Și atât. Da. Cui să-i dea Corina două palme? Constantinei. Păi de ce Corina Constantinei? Păi au ieșit prima oară la întâlnire ei doi, s-au cunoscut, s-au plăcut din câte am auzit. Și după i-a plăcut și lui Constantina. Eu chiar dacă mi-ar fi plăcut să spune că îmi place de o fată de aici, da? Dar fata asta are întâlnire cu Laurențiu sau Traian sau oricare dintre băieți. Eu nu m-aș mai băga în seamă. I-aș lăsa măcar pe ei doi să vadă cum decurge relația, dacă se plac, dacă deci, una alta. Deci, în punctul meu de vedere, Constantina a greșit. Da, a greșit. Da. Așa zic eu. Și știind că... Ție îți place de Traian, deci, nu? Deci nu Traian a greșit. Și nu îi place de Traian. Cum? Da, și problema cum? Este că și lui îi place de ea. Păi acolo e o problemă. Păi tocmai eu aș fi vorbit cu el și i-aș fi spus, băi băiatule, mie îmi spui acum în față, vrei să fii cu mine sau cu ea, nu mă interesează. Dacă vrei, începem acum ceva de astăzi și după, dacă Andrei, nu-ți place de mine, Andrei, o cunoști pe care vrei să mă că mă bag între ei dacă eu asta aș fi Traian... Făcut. Eu spun punctul meu de vedere. Luați voi, continuați discuția și noi ne vedem mâine la ora 12. La revedere!